Ai adunat în două săptămâni un milion de lei. Da. Funcționează da. dacă influencerul promovează în story? Da, funcționează. Au fost influenceri care au costat 100 de euro, au fost influenceri care au costat 1000 de euro. 1000 de euro pentru un set de story? Da. Wow. Cum e să lucrezi cu influencerii din Republica Moldova? Ce înseamnă un contract de lungă durată pe un an cu Olga Țapordei? 25.000 de euro. La un moment dat ai fost vizată pe internet de o clientă de-a ta, din câte am înțeles, că nu-și putea recupera banii. Diana m-a dat în judecată. Tu ai dat-o în judecată, mai da. după aia pentru te fai mare. Da. Foarte ușor să ieși și spui despre persoană publică, pentru că to la sigur o să găsești pe cei care nu iubesc pe Dorin Galben Acum, și da. o să susțină chestia asta. O, da. Că vindeți aer, mai că luați bani pentru apă chioară pe care o livrați. Dacă tu ești așa, uite, super deșteaptă, inteligentă și poți să mă înveți cum să fac bani, tu de ce încă n-ai bani ăștia? Tu, cu Porsche-ul tău, ai trecut peste două linii neinterrupte. Editata interviului Fără Protocol de astăzi este Olga Țapordei. Da, da, ea a mai fost la mine la interviu acum 2 ani, dar acum avem motiv în plus să discutăm. Tu acum ai venit cu alte chestii, da? vrei să vorbești despre un pic activitatea ta profesională, atunci am vorbit despre personal, despre Everest, acum dai tot din casă. Și ceea ce mă bucură pe mine E că în sfârșit cineva o să vorbească despre tot ce se întâmplă în social media, pe Instagram, pe TikTok, vorbind despre venituri, despre cum poți câștigi acolo deschis. Dar până o să ajungem acolo, sunt doi ani de când ai ieșit la TV Da. Cum s-a schimbat viața ta după... Că atunci tu ai venit la mine la interviu, practic imediat după. Du practic, nu știu, era o zi, două de când am aterizat pe pământ și sincer... Nu eram încă, cred că, aclimatizată la tot ce se întâmplă aici. Dar uh, mulțumesc că a fost un interviu bun și multă lume mi-a spus despre asta. Uh, acum, la doi ani, uh, știi, cu cât mai mult timp trece, cu atât mai mult mă gândesc că, oho, ce-am făcut. Eu atunci nu realizam, de fapt, ce am făcut. Și uh, acum, ceea ce pot să spun este că atunci când îți vine o idee, cât de nebună ea n-ar fi cât de îndrăzneață ea ar fi și cât de ireală ea nu ar fi, trebuie să faci primul pas, fără ca să te gândești prea mult. Pentru că dacă începi să te gândești, creierul ce face? Creierul vrea ca noi să supraviețuim. Nu contează cum. El o să te și o să-ți dea motive, dar tu n-ai să dar uite, o murit dar tu n-ai pregătire, dar tu n-ai bani, dar tu n, da, tu n, bani, da, tu n Și imediat ce ai făcut, primul pas, uite, din, de la 0 la 1, gata, poți să zbori în cosmos. Și asta se întâmplă tu nu-i nu permiți creierului ca să te blocheze și să-ți arunce diferite gânduri care o să te stopeze. Acum, revenind la ce a fost acum doi ani, adică dacă să mă gândesc, asta a fost o nebunie, real. Pentru că nu am experiență, pentru că nu eram pregătită, pentru că nu am mai fost în munți. Bun, când am început, mi-am pus dorința că vreau să ajung pe Everest și ca scop a devenit un scop de fapt. Păi da, atunci am fost doi munți, și am zis că vreau pe Everest, dar dorința mea era mult mai mare și am acționat atunci când mi s-a spus, că trebuie să mergi acolo, trebuie să mergi la celălalt, la așa înălțime, eu am făcut tot. Acum, uh, Everestul mi-a arătat de fapt că nimic nu este imposibil și noi, fiecare de noi în viața asta are Everestul său. Și fiecare din noi, uite când spunem, trec fiori, pentru că acum orice situație nu mi-ar apărea în cale, credeți că este e un nou Everest. Faptul că tu ai urcat pe Everest, Ți-a schimbat radical viziunea față de viață, da. ai venit alt om de acolo sau la un moment dat, într-o lună, două, trei, revii la rutina obișnuită și ești aceeași olgă care erai până a merge. Revii la rutina obișnuită, dar ce ce trăiești acolo, asta rămâne pe viață. Tu capeți niște abilități uh, incredibile, adică tu, eu în altă parte în viața de zi cu zi nu am unde să le capăt. Eu, atunci când tu mergi 16 ore pe zi și tu ai lipsă de oxigen și tu ești foarte aproape de hipoxie și tu înțelegi ce resurse are organismul tău, păi atunci în viața de zi cu zi tu înțelegi că faptul că te-o tăiat ăsta în trafic sau s-a întâmplat o nedreptate, cineva te-a hăituit pe Instagram, asta ești... Așa. Trecând la situația asta tragică care s-a întâmplat acum câteva săptămâni Victor Melnik sau Brânză, da. nu știu exact Mielnic. cum uh, uh, Tu ai un răspuns pentru tine Hai să explicăm ce s-a întâmplat acolo Deci el a decedat în uh, tabăra numărul 4. 4 Asta e cea de unde de unde? De unde pornește ascensiunea deja spre vârf explică punctual uh, Deci atât e de mare risc acolo Deci oamenii oh. pot să decedeze fiind în bază E dă deci tot, tot ce 8.000, mai sus de 8.000 e dead zone deja. Da, riscurile sunt foarte mari. Anul ăsta, în primul rând, deci condițiile meteo anul ăsta au fost foarte proaste. Foarte proaste. Doi, Victor, Dumnezeu să-l iert, el și-a propus să meargă fără oxigen, neavând experiență. Adică, da, uite, el a vorbit cu Andrei Carpenco, care este primul moldovean care a escaladat Everestul și uh, el i-a spus lui Andrei intenția sa și Andrei a spus, ce experiență ai tu? Și el a zis, eu am fost pe Mont Blanc. Și Andrei zice, eu în locul tău nu aș merge pe chestia asta, pentru că e destul de periculos. Să mergi fără oxigen, uh, trebuie să ai o pregătire specială și trebuie să existe niște condiții meteo speciale. Adică trebuie să mergi doar pe timp de zi, să fie soare, Adică dacă e pe timp de zi, dar nu soare, este o problemă. Deci soarele te alimentează. Deci e acolo un proces. Uh, asta se întâmplă. Sau se întâmplă, Deci munții, Andrei, tot Andrei Carpenco, atunci, înainte ca eu să plec pe Everest, nu ne-am întâlnit că el mi-a dat uh, ceva din echipament și tot Andrei mi-a spus, ai grijă să simți unde e chestia asta că tu uh, nu te interesează și poți să te faci sau tu procrastinezi și tu mai poți să-mi pic, dar începi să te jălești pe tine. Ai grijă că e eu, un eu, eu fir foarte, foarte subțire. Să nu cazi nici într-o extremă, nici în alta. Încearcă să te asculti pe tine și să te simți. Și eu recunosc, deci nu a fost ușor, a fost greu, dar aici cred că e mai mult faza asta cu fără oxigen. Oxigenul începe să fie, se dă la fiecare participant, deci e un procent foarte mic de oameni care escaladează fără oxigen, foarte mic. E, e, oxigenul se oferă în camp 3, adică la 7000. Asta înseamnă că și deja la 7000 ajunge dorină, e așa, abia viu, abia... Nu, nu, nu prea înțelegi ce este cu tine. Dar tu ai nevoie de asta ca corp... Deci tu ai nevoie să treci etapa asta, să ajungi acolo la 7 fără oxigen, ca organismul tău să înțeleagă că, uite, nu e nimic strașnic, este lipsă de oxigen, tu poți să reziști un pic. Așa, pentru că dacă se termină oxigenul acolo sus, tu măcar până, tu să ai măcar un pic de șanse că ții până o să aduc oxigenul de jos, organismul tău să zic, ah, stai un pic, eu prin asta am trecut, Acum mi-o să-mi dai oxigen și tot o să fie ok. Cam așa se întâmplă. Adică și el că ajuns până în 8.000, îmi dau seama că organismul deja era... El a ajuns fără oxigen acolo tot. Deci el trebuie să ia... A, deci nu, nu, sunt informații da, astea. da, chiar, chiar ieri am vorbit cu ghidul meu și el mi-a zis, așa se spune, nu pot să comentează mai mult. Dar faptul că, deci ei cumva zic lipsa oxigenului plus că condițiile meteo nu erau pentru escaladare fără oxigen. Dar tu ce știi despre companiile care organizează aceste vizite? Iată, la dânsul era Himalayan Traverse, Traverse. Adventure. Da, nu știu de această companie. Deci, atunci când ești acolo îți dai seama că noi am stat 40, 50 de zile a durat expediția. Ok, 5 zile cu zborul. Hai să spunem 40 de zile în munți tu voi în să faci cunoștință cu toți oamenii de acolo și tu vezi diferite companii, da? Uh, tu îi cunoști pe toți, acolo nu, e așa, nu sunt așa de mulți oameni că tu n-ai cum să... Cărarea este una. Tu oricum treci, ghizii se cunosc între ei, mai comunică. Despre această companie eu nu cunosc nimic. Eu știu care sunt cinci top companii care au... Deci fiecare companie are o rată de escaladare. De exemplu, cu care am fost eu și cu ghidul care am fost eu, ei aveau rata de escaladare 100%. Știi cum sunt ratingurile astea la restaurante? Mm -hmm. Exact, așa-și fiecare adică companie are un rating. Da. Care au pornit. Toți care au pornit, au urcat și noi, în 2021, am fost unica echipă care a urcat în, în componență de plină. Viitorul este un vis. Prezentul este fapta. Oare cine împlinește? Noi visăm să trăim mai bine și să fim fericiți. Să ne vedem părinții când stăm departe de ei, să ne creștem copiii acolo unde ne este casa, visăm să fim liberi și să avem siguranță într-un viitor mai bun, să decidem unde vrem să ne aflăm și când să revenim acolo de unde am pornit. Ai curajul să visezi, căci deci, Just Consult, cetățenie română, deja de 20 de ani muncește pentru tine, timp în care a format o echipă minunată și a stabilit valori. Dacă persoana a decedat la 8000 sau un pic mai jos sau un pic mai sus, deci este extrem de complicat să-l cobori da. jos. Care sunt costurile, tu știi? 100, mai sus de 8000 sau 100.000 de euro. Dumnezeule. Da, deci eu ți-ți explic cum se întâmplă. Nu zboară elicopterele mai sus de 6400, este rarefeat aer, nu, nu există, adică nu, nu poți. Ca omul ăsta să fie transportat în jos, îți dai seama că el până s-o făcut, dar în general, deci el este înghețat, pentru că acolo temperaturile sunt foarte mari. El se îmbracă într-un sac de dormit și iată, te ridici tu în picioare și se imaginezi și omul ăsta în picioare să l leagă de tine. Și tu îl duci în jos, adică tu nu poți să-l duci câte doi oameni pentru că are e îngustă. Nu poți să-l duci câte trei, câte patru, sau l pui pe pătru sau să... Doamne, iartă-mă că vorbesc așa, dar nu poți. Cadavrul ăsta se duce unul la unul cu un om. De asta omul ăsta trebuie să aibă oxigen. El nu trebuie să fie unul singur, dar trebuie să fie zeci de oameni ca să-l poată să-l coboare măcar până la 6400, unde ajunge elicopterul. De la 8000, 8000 asta e camp 4, încă de regulă nu prea mor la 8, adică mai puțin mor la 8000. Mor 8500, 8700, deci acolo, în dead zone. Și e un resurs. E un resurs, adică... Și trebuie câțiva cum. șerpași care Absolut, să l ia mult. și să l schimbi tot și de să la se unul schimbe, la... exact, de la unul la altul Noi avem un uh, moldovean care anul ăsta a escaladat da. în Everest-ul, Vladislav Zotea, Zotea. Da. Uh, Tu ai vorbit cu el? Te-a întrebat? În el a, a fost cu ghidul meu Aha, deci la recomandarea ta. Nu, nu știu dacă la... Nu, nu cred că... Nu știu, n-am prins, n-am depănat firul, dar eu știam când el deja a fost... Eu, după ce am escaladat eu, am început să merg în munți cu Valentin. Mai multul lume din ai noștri au început să meargă cu el. Sincer, nu l-am întrebat. Chiar ieri am vorbit cu el, dar nu l-am întrebat de unde. Um, când auzi asemenea noutăți, evident că te bucuri, dar când te gândești cât de mari sunt riscurile, Iată, eu stau și analizez. mi îmi place să fac anumite chestii, dar atâta timp cât acolo nu știi dacă revii în viață, nu mi-aș asuma asta. Personal da, vorbesc. Osavă. Tu, acum, ce recomandări ai avea pentru cei care vor să escaladeze Everestul? Pur și simplu, dacă s-au trezit dimineața și zic că vor să facă asta? De fiecare dată când îți apare în minte vreun scop, vreo dorință, gândește-te a cui este dorința asta ea este a ta? Sau ea este influențată de societatea? Sau de soț? Eu acum nu vorbesc doar de Everest, da? În general, da? Ea este impusă de societate. Și atunci când tu faci diferența și dacă asta e dorința ta, deci cel mai, cel mai important este să te asculți pe tine. Atunci când mi-a venit mie ideea asta, eu nu pot să-ți explic. Deci mie toți îmi spuneau, inclusiv și Bogdan mi-a zis, uite, ai bani? Du-te! Că el știe clar că eu nu am bani, ăștia și, dar el nu m-a încurcat. Da? Adică el m-a lăsat să văd m-a lăsat să vadă până unde o să merg eu, pentru că să aduni 49.000 de euro în 3 zile, asta trebuie, nu știu cum să-ți dorești. Și atunci când tu vezi cu om așa, înseamnă că tu înțelegi logic Băi, înseamnă că el are toate resursele pentru asta. Și deci dacă el face tot posibil, dacă el mănâncă asfalt ca să poată să obțină ce, de ce are nevoie, dacă reușit să convingă mii de oameni să o ajute, să contribuie, să așa, înseamnă că iau spate. Cumva așa a fost poziția lui. Deci tot atunci a donat 49.000 de euro în trei zile. Uh, recent, bine, nu ai repetat chiar performanța asta, dar ai adunat în două săptămâni un milion de lei. Da, un milion de lei în două săptămâni. Da, e informație publică. Asta e incredibil. Și cum ai făcut tu asta? Deci tu ai făcut un webinar și paralel ai pus în joc mașina ta. Da. Hai să explicăm de la ce a pornit asta. Deci la un moment dat eu am văzut că tu spuneai pe rețelele de socializare că vrei să-ți vinzi mașina. Da. Um, și înțeleg că nu s-a vândut mașina. Da, deci am postat prima dată, m-a sunat foarte mult lume, a venit o domniță și mi-a zis Olga, eu o iau, dau uite, te rog să mă aștept 10 zile uh, și eu am zis la toți, gata, mașina ai vândut, nu mai trebuie nimic. După care ea mi-a revenit peste două săptămâni și mi-a spus că a intervenit ceva și nu poate să o mai ia, scuze, scuze, ok. Eu am mai postat o dată, ea nu s-a, adică nu m-a mai... Au mai fost sunete, m-am întâlnit cu o pereche care deci vreau să fiu foarte clară, Nu sunt supărată pe cum s-a întâmplat, dar de, de acolo m-a clicat. Deci uh, noi ne-am întâlnit, eu am văzut mașina, ea zice, o, Olga, ce faină mașina, uite așa. Uh, da, îmi place. Eu cred că da, da, bine. Și cumva la un moment dat uh, i-am zice, Olga, mai scurt, uite, noi avem mii, mâine ne ducem să o înregistrăm. Și eu așa, un fel de. Deci pe mine aici m-a clicul ăsta s-a întâmplat în momentul ăsta. Ea 27.000 de euro, dar i da, ea costa 30. 30. 30. Și eu cumva am zis, ok, haideți să mă gândesc. Adică nu, 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 pot să vă spun nimic. Acum am nevoie de timp să mă gândesc. M-am urcat în mașină, merg în mașina mea, care m-a dus timp de 5 ani. Eu înțeleg că este un lucru material și nu vreau să... Dar, ăsta este un instrument care mi-a oferit un confort pe o perioadă de 5 ani mi-a oferit un confort. M-a dus în diferite țări, a Deci, pentru mine mașina e ca și o prietenă. Ce eu... mașină era? BMW X4. Și eu mergeam, mă gândeam, da, cred că da, chiar trebuie să o dau, că uite, vine cealaltă. Și la un moment dat, știi, eu nu știu de ce mi-a venit asta în cap. Uite, jur, nu știu de ce, dar mi-a venit cumva băi, asta e ca și cum prietena ta, tu o trădezi. Adică tu o dai, adică o dai gen uite, eu nu-s gata atât, eu vreau mai și asta e un fel de trădare. Adică cum e, pe tine te-a dus, tu așa ai iubit-o, ai îngrijit-o, așa, așa cum a, să scăpi cumva într-un fel. Și am zis nu. Nu. Ok, nu. Și stând așa, înainte de o seară perfectă, îmi venise ideea asta. Uite, fac un webinar și o scot în joc. Toată lumea care, care cumpără webinarul o să câștige cineva. Deci asta o să, fie, o să fie un cadou dorit. O să fie mașina asta, deci eu am procedat cu ea cum aș fi vrut să se procedeze cu mine, știi? Adică dacă cineva ar spune, băi, nu mai avem nevoie, Olga, de tine, hai, mă de aici și, în genere, am uitat tot ce ai făcut până acum pentru noi, mersi, pa. Mie nu mi-ar place așa să se procedeze, adică eu sunt un om cu principii și valori de care mă țin. Și atunci, în cazul mașinii, cumva a fost același lucru, știi? Era webinarul, cum să câștigi bani din Instagram. Da? Costa 10 euro. 10 euro și respectiv toți care cumpărau da. webinarul ăsta automat erau înscriși în tombolă da. era înregistrare la webinar plus careva condiții îndeplinite pe Instagram să comentează, să fac share la postare și să deci de fapt asta a fost 2 în 1 a fost un experiment, este un instrument pentru că fac oameni diferiți în state, de exemplu vând case cu un, cu un euro sau scot la licitație, știi? Și este un instrument de marketing care ar putea să-mi aduc urmăritori noi, public nou, care ar putea să mă ajute să-mi adun suma de bani pe care eu am izat pentru mașina asta. Și nu în ultimul rând să fac un om fericit. Îți dai seama cum e să-ți să, să -ți suni cineva și să-ți spună că tu ai câștigat o mașină? Tu poți să-ți imaginezi asta. Evident. Probabil sunt niște emoții, și ai să zici despre cum o reacționat câștigătoarea, dar care era totuși așteptarea ta de la experimentul ăsta? Uite, sincer. Sincer, eu am, eu am zis așa, uite, eu cred că pot să înregistrez 2000 de oameni pentru webinarul ăsta, pentru că este o temă foarte actuală. Și eu am Deci, de fapt. Tot procesul a fost un experiment și uh, o chestie de a arăta că de fapt din Instagram se fac bani. La noi oamenii se tem să vorbească despre asta și eu m-am gândit, eu, po eu pot să vorbesc despre asta? La mine doar totul e oficial, toate încăsările mele sunt între ele oficiale, de ce să nu vorbesc despre asta? Eu am clienți care fac 10.000 de euro pe săptămână, 8.000 de euro, 13.000 de euro. Din ce activități? Diferiți am medici, am oameni care investesc în imobiliare, am oameni care consultă, am oameni care fac contabilitatea la mai multe companii, deci diferiți. Și uh, atunci când eu le spun, wow, ce fain când văd rezultatele, dar hai să povestim despre asta. Ei, Olga, hai nu acum, hai la că mai târziu, dau să mă vadă ăștia, dau să mă invidiează. Și zic, de ce noi doar facem asta, tu faci asta și datorită Instagramului, real. E datorită Instagramului, cu tu ai ieșit, ai spus despre serviciile tale, ai povestit expertiza ta, tu ești un om credibil. Oamenii vin la tine și eu de fiecare dată la toți le spun, tu poți să amăgești odată. Da? Până în momentul în care ai vândut, om a venit la tine, dacă el s-a dezamăgit, el nu o să mai vină încă o dată. Tu ești de acord cu mine? Asta tu poți să amăgești odată. Mai mult de mult, deci de ce la noi oamenii se tem. Și am zis, ok, trebuie să arăt pe propriu exemplu. Deci ca eu să promovez și să spun că Instagram-ul poate să fie folosit altfel, eu pot să arăt pe propriu exemplu și o să dezbat mai multe mituri care există. Că trebuie să ai un anumit număr de follower. Nu este adevărat. Sunt oameni până oară și tu și oameni cu mult mai mulți uh, urmăritori pe pagină. Eu am doar 80.000 sau cât aveam atunci. Min, la tine s-au adunat acum în plus urma... 7.000, plus 8.000 da, în urma... Sunt unii care au 10.000 și au vânzări foarte bune. Exact, Sunt exact. Sunt deci, da. așa -am, am vrut, Deci am vrut să dezbat niște mituri că Instagram-ul nu-i bun, că nu lucrează, că numărul de urmăritori contează. Nu contează. Dacă tu nu poți să vinzi la 10 oameni, tu nu o să poți să vinzi nici la 100 de oameni. Și atunci am zis, hai, hai să fiu deschisă și să arăt. Uite, care sunt în prima zi, a doua zi, care sunt în tu totale. Tu ai asta? Eu m-am așteptat. Așteptarea ta era că 20.000 de euro? Eu am spus, uite, dacă eu fac 20, eu 10 pot să-mi asum. Cumva așa era. Uh, prima cifră care mi-a venit în cap că o să fie, o să fie 50. Asta a fost prima cifră. Adică eu m-am gândit că în mod normal un eveniment de așa învergură ar trebui să se convertească cam așa. Și eu, eu înțelegeam ce trebuie să fac pentru asta. Eu înțelegeam că trebuie să discut cu influencerii, să dau publicitate. Deci eu am făcut și publicitatea. Și nu mă, deci, Inclusiv și asta am testat. Să văd că influencerii lucrează. Să Cât costă influencerul? Cât îmi vine de la acest influencer? Merit prețul ăsta? Inclusiv... Hai să luăm punctual. Care erau, erau condițiile pentru participare da, la tombul Să deci Te înregistrezi la webinar, distribui reel-ul care eu l-am făcut cu anunț, Comentez sub acest reel și menționez două persoane și ești urmăritor la pagina mea. Parcă. Unii îl distribuiau și în, în story. Da, în story Aha. În istorie și trebuia. Da, asta era distribuit. Și tu, așa ai făcut ca publicul să fie extrem de activ și în comentarii exact. și să-l distribui de la unii la alții și la exact. ei în story. și asta e perfect pentru Instagram. Asta ai adunat market. la video asta un, un milion și jumătate de mii, de, 50, 500 de da. mii de vizualizări. Asta e incredibil. Um, așa. Deci în primele zile s-a început tot procesul ăsta foarte activ sau a trebuit să implici mulți influențări? Deci în prima zi eu am înregistrat 900 de oameni. 900 de oameni s-au înregistrat în prima zi. După care, bineînțeles că prima zi e cea care... Eu știam că prima și ultima. Așa, eu am o statistică din evenimentele pe care le fac. Fac de cât câțiva ani eveniment pe online. Eu am o statistică și eu știu că prima și ultima e așa. Și eu în a treia, a patra zi am început. Eu mi-am făcut o listă de influenceri care aș vrea să povestească despre asta, cu care rezonez, care au public uh, și am început din a treia zi sau a patra să includ pe zi câte un influencer care vorbește despre asta. Și așa vedeai cât de multă relevanță da, are influencerul ăsta. Da, da, Hai da. să analizăm aici. Funcționează da. dacă influencerul promovează în story? Da, funcționează. Funcționează la cineva mai mult, la cineva mai puțin, dar da, funcționează. Adică pot să spun o chestie: că au fost influenceri care au costat 100 de euro, au fost influenceri care au costat 1000 de euro. Deci, suma maximă 1000. Da. Pentru? Pentru o integrare în. Stories, adică ce ar fi 2 trei stories. Deci un set de stories. Un set de stories din 3, cam așa. În mediu era așa. 1000 de euro pentru un set de stories. Da. Wow. Da. nu și... te întreb cinei că nu-i nu corect să zici. Da, nume. Nu, cred că ar fi bine să spună ei despre asta. Eu sunt, le sunt foarte recunoscătoare. Că și a meritat au... să dai o, 1000 asta de euro. Asta vreau să-ți spun. Deci. Absolut, toată lista de influenceri care, cu care am colaborat pe această campanie mi-au adus, mi-au întors banii înapoi și mai mult. Adică, practic, dublu fiecare din ei. Dar raportul ăsta, dacă dai 1000 de euro, da. ă, sunt mai multe înregistrări respectiv mai mulți au cumpărat webinarul da. dacă dai 100 de euro sau poate fi invers cuiva ai fi. dat 300 de euro da. și ți-a adus vânzări de da, 5000 este... de euro am avut așa că cuiva i-am dat 100 de euro și mi-a adus vânzări de 800 de euro și am avut că i-am dat 300 de euro și mi-a adus vânzări de 200 de euro dar e ok adică nu în această campanie mm -hmm. acum concret fiecare influencer și-a răscumpărat banii, fiecare a fost, deci a meritat. Câți și, bani ai dat influențerilor? Uh, în jur de 4.500 de euro. Adică scoatem din suma asta finală da. care a fost, 4.500 de euro. Tu ai recomandat tuturor, când au o campanie amplă, să apeleze la influențeri da. sau e valabil doar în cazul tău? Nu, de ce doar în cazul meu? Aș recomanda tuturor. Eu, în general, tuturor le recomand să apelează la influencer. Pentru că, uite, eu de exemplu dau informația care o dau eu. Tu cu interviurile tale, da? Care după mine este păcat să nu cunoască lumea interviurile tale și persoanele din interviurile tale și posibilitățile, beneficii, deci tot ce oferă acest om. Ca idee. tu dacă ai privit un interviu și ți-a rămas în cap măcar o idee, păi deja consideră că a meritat timpul tău. Și de la asta tu în genere poți să pleci în altă parte și să-ți dai un beneficiu. De ce să nu cunoască mai mult lumea? despre nu interviurile de tale sau despre expertiza mea de în personal branding. De toate platformele, Bravo! de la YouTube, la Instagram, de la TikTok, Bravo! la Facebook și tot așa mai departe. Dar asta e activitatea mea profesională. Unii zic că dar ce să fiu o pe rețelele de socializare, eu fac, nu știu, produc apă. Păcat, hmm? păcat, da. pentru că rețelele de socializare, hai, hai, hai să recunoaștem că noi ne culcăm și ne trezim cu rețelele de socializare. Și atunci noi decidem cum să folosim aceste rețele de socializare. În favoarea noastră sau în defavoarea noastră? Pierdem timp acolo sau monetizăm? Ce ai înțeles în toată perioada asta de două săptămâni? Cum funcționează cel mai bine promovarea? Când influencerul vorbește, fața lui apare, da. când distribuie reel și pune link? Cât mai natural. Adică eu, la toată lumea, e normal să întrebi și mă, ei mă întrebau Olga, tu ai vrea cumva nume să postezi? Și zic, uite, spune așa cum este despre mine. Tu mă cunoști. Când mare parte eu mă cunoșteam cu toți și zic, uite, exact atât cât tu simți. Pentru că când eu uh, bag niște scripturi, asta e super artificial și oamenii se prind, știi? Oamenii se prind că, băi, eu zic, uite, dacă tu real ai recomanda evenimentul ăsta, dar normal cum să nu recomand? 10.000 de euro trebuie să fii prost să nu participi. Ok, așa și spune. Deci eu nu am inclus uh, reguli ceea ce a fost corect și ceea ce pot să-ți spun că funcționează și prin prisma clienților cu care lucrez, fac influence marketing pentru ei. Deci nu, dă de voie omului și nu-l nu bloca, adică nu-l băga în rame. Tu neapărat trebuie să menționezi cât să prima femeie care a fost pe Everest. Nu! Spune așa cum, pentru că publicul tău te știe cum tu vorbești, te știe ce spui tu. Spune așa cum tu simți, în cel mai autentic mod. Cum a funcționat totul? Două săptămâni, un milion de lei. Deci banii ăștia da. au ajuns la tine în cont. Da. E informație publică. Mai mult de un milion de lei. Deci asta ar veni vreo 50.000 de euro. Da. Cred că chiar cifra finală ar fi 54-55. Da. Ai răscumpărat influențării. Exact. Și a rămas cu cifra Așa, care... deci costul mașinii 30.000, deci da. tu practic curat cu, nu știu, concursul ăsta sau cu tombul asta sau cu webinarul da. organizat, tu ai ieșit cu 20.000 de euro curat. Da, e un fel de salariu meu, efortul meu pentru depus. Este un efort depus în asta. Deci 20.000 de, euro în campanie două săptămâni. asta. Măi, mă apuc de business, îmi pun mașina în vânzare. <laughs> <laughs> Așa. Mi-a zis, m-au mai mulți prieteni după asta și să mai avem vreo trei mașini de vândut <laughs> și zic, nu, no, nu. No. Asta e o chestie care Funcționează da? și mai ales că e nu, vorba Poate de să ta. funcționeze și a doua oară. Deci, da, era vorba și de energia care am pus-o. Știi că a fost o intenție bună. Atunci când este intenție bună, nu are cum să nu reușească. Așa, cum a funcționat totul? Pentru că am văzut că au apărut la un moment dat probleme cu organizarea tombolei și cu desemnarea câștigătorului. Deci da. voi v-ați adunat într-o seară, era și executor judecătoresc și v-a dat eroare aplicație. Da, deci este vina a noastră eu am ieșit și am spus public despre asta a doua zi. Uh, noi am, am, fost consultați, pentru că eu nu am mai avut această experiență, am, am consultat pe cineva din IT care, sunt, care am zis, uite, să nu dai rata de eroare, să nu dai ceva acolo. Uh, și așa cum una din condiții era că se comenteze uh, la postare și când am văzut că sunt 12.000 de comentarii, zic că trebuie să fie un soft care să includă doar comentatorii unici. Da? Uh -huh. Pentru că ca să, dacă intri sub postarea asta, o să vezi că o domniță a lăsat 150 de comentarii și atunci are 150 de șanse și tu care ai lăsat un comentariu ai o șansă. Și parcă am discutat, parcă am prevăzut. Ok, am cumpărat acest soft ca să putem să facem uh, extragerea. Și Câți s-au înscris într-un final? Câți participanți? 5.584. Așa. Uh, și atunci când am încărcat, s-au încărcat 12.000 de comentarii. Deci, oamenii erau Eligibil 5184? Eu, eu mai, mai târziu am aflat. Iar comentarii erau 12.000. Deci efectiv șansele la toți cei care s-au înscris s-au împărțit la 2,5. Da, adică nu erau șanse egale. Eu am extras câștigătorul. Am văzut că a comentat, am văzut că a plătit, a distribuit așa și noi am dat-o în seara aceea. Atunci când se încărcau 12.000 de comentarii, că e, noi dat am mașina? dat tot, noi n-am dat mașina, da. nu. Când se încărcau, păi eu, mi-am zis, stai un pic, dar nu trebuia să încarci comentatorii unici. Și fiind în direct, greșeala mea a fost că eu n-am zis, băi, stați, obrim tot pentru că nu e ok, dați ne lămurim cu softul ăsta că nu încarcă ok. Dar eu cumva m-am gândit, eu, eu, nu, eu, nu, pot să, eu nu, nici până acum, adică eu cumva zic, da ok, oricum am întrunit toate condițiile, ce mai contează? Dar de fapt contează. Adică atunci fiind cu 3000 de oameni în direct, cumva m-au luat emoțiile și m-au... Zic, deci da, voi ați extras numele nu extras, unei persoane. Da, am sunat-o. El era eligibil da, sau ea. da, ea? Da, era eligibil. Am sunat-o pe Liliana. Uh, i-am spus, Leana așa nu înțelegea ce se întâmplă, în fine. După ce am încheiat live-ul, eu zic, băi, sta, stați un pic, de ce am făcut eu? Zic, eu am făcut o prostie foarte mare. Zic, nu e ok. Sau, sunt 5584 de oameni eligibili și eu am băgat 12.000 și am extras din 12.000. Hai să vedem câți oameni sunt care au comentat repetat că e clar că dacă au plătit 5584 și 12.000 de comentarii, cineva fie a comentat repetat, fie nu a achitat webinarul. Și am sunat-o pe doamna Liliana și zic, hai primul lucru ca să înțeleg, măcar dacă a comentat o dată și o căzut ea, și o sun și zic, doamna Liliana, spuneți-mi sincer, așa cum este, de câte ori ați comentat la, sub această postare? Și ea zice, Olga, cred că de vreo trei ori. Și zic, ok, zic, este vina noastră ca organizatori cu softul ăsta și așa, dar dumneavoastră înțelegeți Că nu e chiar corect față de ceilalți care au comentat odată? Da, eu înțeleg. Eu zic, eu nu vreau, eu vreau să vă mă rog să nu vă bucurați. Eu am nevoie să mă consult cu juriștii și cu oamenii care știu cum ar fi bine de făcut. Eu acum mai iau emoțiile pe dinainte, dar eu am ieșit cu o senzație foarte clară, că eu am dat o în bară, și am dat o îmbară serioasă. A doua zi, noi n-am dormit noaptea aceea, nimeni, nici Bogdan, nici juriștii, nici echipa, pentru că eu eu mă gândeam ce, ce, pot să fac. Ce pot să fac? Încep pe doua zi dimineață să sun oameni cu care mai obișnuiesc să mă consult și spun, uite, uite care e fail. Și zice, da, ești liniștește, de -a de am mașina și extras-o, de o peste trei tot, ce să o uite. Și pe urmă stea face pauză și zice, ei, la cum ești tu, tu n-ai să poți să trăiești cu asta. Ieși și spune că ai greșit, fă așa cum simți. Eu zic, eu simt că ies, trebuie să ies și spun că eu am greșit eu îmi asum, eu îmi cer scuze publice și noi trebuie să mai facem extragere odată din oamenii care au achitat. Așa a fost corect. Și pe mine patru oameni cel puțin mă convingeau că eu nu trebuie să fac asta. Pentru că, pentru că băie, să uite, te în trei zile, Olga, lasă ți Eu zic, cum așa? Eu, eu deci eu nu avea să pot să trăiesc cu asta. Și tăți îmi spuneau că ții nu o să-ți bine la imagine, că uite că mimi tot una. Cum asta bine, o să sinceritatea dă la bine imagine. la imagine, chiar dacă ai dat-o în serios. Și tu în momentul ăla ai ieșit pe Instagram și ai spus că i-am da. greșit. Da. Și noi mai repetăm încă o dată da. 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 Din acel moment nu s-a mai înscris nimeni. No. Nu. nu deci Înscrierile erau până la ora 8 seara. Ce ați făcut voi manual? Deci noi am extras toate comentariile. Există softuri. Noi am căutat softuri, am extras toate comentariile din Instagram. Am luat lista celor care au achitat. PayPal, Paynet, deci toate listele le-am pus împreună. Și am mers pe toți 5584 de oameni care au comentat, au distribuit, au achitat și mă urmărește. Și care când au ieșit 5584, noi am înțeles că noi avem listele finale. după ce am avut listele finale, am chemat executorul judecătoresc, i-am arătat cu toate demonstrațiile de rigoare, el a întocmit e un proces verbal, nu știu Deci așa se face, da? După reguli, normal ar fi așa să se fac. Nu știu cum se face. Dar eu m-am asigurat că partea asta juridică să fie legal. Pentru că dorința intenția a fost una bună și eu n-avea să pot să cu asta că am dat-o pur și simplu ca să o dau, mi-am luat banii și am plecat. Eu, nu, e despre mine asta. Peste câteva zile, tu ai a organizat tombul la repetat și a fost desemnat o altă câștigătoare. Cum a reacționat câștigătoarea deci eu am sunat-o a doua zi, încă o dată, pe doamna Liliana, care era ea, tombule, ea a primei și și mi-a explicat exact cum stau lucrurile. I-am spus că eu vă înțeleg perfect. E, pe mine să mă sună și să-mi spună că eu am câștigat mașina și a doua zi să-mi spună că nu, dar eu chiar în seara ce am sunat Și eu zic, dumneavoastră, dacă mă urmăriți de mult timp, eu sunt sigur că dumneavoastră înțelegeți că eu nu fac lucrurile așa și asta nu e corect față de comunitatea mea, care și dumneavoastră sunteți un om din comunitatea asta eu vreau doar, pentru mine este important, dacă dumneavoastră o să mă înțelegeți sau nu, și ea mi-a zis, Olga, dacă eu nu eram să te urmăresc și n aveți să te cunosc, aveți să te cunosc prima dată, probabil aveți să-mi fie obișnuitor. Și da, emoțiile de ieri cu cele de azi sunt așa, dar tot respectul pentru faptul că tu faci asta corect. Și eu sunt gata și înțeleg că, da, e păcat că n-am câștigat-o eu. Și eu am zis, dar dumneavoastră intrați încă o dată în curs, cine știe? Și a zis eu înțeleg perfect și dumneavoastră faceți lucrurile corect și pentru asta tot respect. Înțelegi? Nu a fost nicio supărare la mijloc? Nu a fost că hai vă dau 1000 de euro? Nu, nu, absolut, absolut. Adică doamne mulțumesc de oamenii care iesă în calea mea în așa format, în așa fel. Îți dai seama că putea să fie altcineva și spun pe nu, problema ta. Să nu facă probleme pe net, e spună că m-au sunat, ta. în live mi-au dat mașina, după aia mi-au spus că nu și tot așa. A doua tombolă și a doua câștigătoare. Da. A Cum a reacționat tombulă? când ați anunțat-o? A început să plângă. Deci au fost niște emoții, asta tot a fost live, este și live pe Instagram. ea uh, a început, eu. Eu zic, Victoria, bună seara, eu sunt, uh, sunteți chiruța Victoria, da, eu sunt Olga Țăpărdei și vreau să vă anunț că dumneavoastră sunteți câștigătoarea mașinii mele. O, nu pot să cred, deci a fost niște emoții atât de sincere și atât de, și zic, unde sunteți, ce faceți în momentul ăsta? Eu sunt cu copilul și cu mama soacră și zic, o, salutați, salutați și pe ei. Și după asta eu i-am scris când am ieșit, deci ea, ea a început să plângă și a spus, mulțumesc, nu vine cred, eu sunt în șoc, așa. Eu când am ieșit din uh, din life am mai o dată și zic Victoria deja o să vă contactez în zilele următoare ca să facem formalitățile. Și eu am început să știu, zice, nu vă imaginați că de tare eu am nevoie de mașina asta și eu atât de tare vă mulțumesc și mie nu -mi vine să cred. Eu sincer m-am înregistrat, pur și simplu că, cumva era prostiește să nu te înregistrez, dar nu credeam că poate să întâmple asta. Eu zic, se întâmplă. Ce ai înțeles tu după toată experiența asta? Bună întrebare. Uh, am înțeles greșelile mele, în primul rând, pentru că tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat doar din cauza mea și datorită mie, într-un fel. Am înțeles că trebuie să fiu mai atentă și să verific personal lucrurile. Eu sunt un om care tare am încredere în oameni, tare. Deci eu, eu, tu zis așa, ok, așa. Dar asta pe locuri nu este chiar cea mai bună metodă, mai ales când tu știi că în joc sunt 5.000 de oameni și tu porți responsabilitatea și tu cea care lucrezi pentru imaginea altor oameni să o dai în așa cu imaginea ta dar în același timp eu în seara webinarului spuneam oamenilor că dacă ați greșit ieșiți și spuneți despre asta și eu a doua zi am avut posibilitatea să le arăt asta la modul practic eu o minește dorim, toți greșim la tine zici că aici a fost un scenariu de film nu pe bună. Adică tu ai făcut uh, cum să faci, un uh, webinar, cum să faci bani din Instagram și tu, practic, în timp ce ai făcut webinarul ăsta, tu câștigai bani din Instagram enorm. Și puteai să arăți uh, tot Excel-ul ăla care era da, înfăr. și l-am arătat. Și l-am arătat, am arătat oamenilor, am povestit cum, cum am făcut asta, de ce oamenii mi-au plătit câte 10 euro, 5.000 de oameni, 5.584? Dar cum crezi, ce determină pe oameni să participe? Eu, de exemplu, când văd concursuri de orice fel, zic mulțumesc că nu. Uite, aici nu era concurs. Aici era totuși un webinar. Cine n-ar vrea să facă bani? Adică e ceva util. Absolut. De deci ce este util în primul rând? Dar dacă nu era mașina, nu se înregistrau 5.000 și ceva. Ok, se înregistrau 3.000, se înregistrau 2.000, dar da, asta a fost un push și au venit, e, eu admit și sunt sigură că au venit oameni doar pentru mașină, dar au fost și ceilalți care au venit, au spus că eu particip la toate webinarele tale, eu știu că o să fie informație utilă. Câți au fost la webinar fizic? Uh, 3700-3800, mult, asta e o rată destul de mare pentru webinarele online, de regulă vin 50% cam așa, care sunt prezenți online, după care ceilalți vizionează mai târziu. Adică tu ai înțeles probabil că este un instrument și ăsta. Pe viitor poți pui în joc un MacBook, de exemplu, sau da. ceva și oamenii da, ar fi motivați, inclusiv pentru el. Să deja înțelegi. am experiență, știi? Am experiență cu concursul, deja știu ce trebuie să nu fac. <laughs> da, ai mai repetat vreodată cu altă mașină, de exemplu? Uite dacă o să ajung la nivelul în care pot să-mi fac Porsche cadou cuiva din comunității mele, da, de ce nu? Mie mi-a plăcut experiența. A fost o experiență faină. Plus, uite, eu îi spuneam, azi vorbeam cu Victoria, care e câștigătoarea, discutam, conveneam ora, ziua, și zic, Victoria, e normal ca să nu vă cunosc și că v-am îndrăgit deja? Ce este o experiență faină. Tu îți dai seama, tu unui om îi aduci atâtea emoții. Poate el are nevoie de asta și poate tu pentru asta ai venit în viața lui. Da, de ce nu? Cred că da. Dar tu ai câștigat enorm din experiența asta. Deci și bani, da. 20.000 de euro. Și mașina, ai vândut-o. La prețul pe care ți l-ai dorit. Da. Și urmăritori pe Instagram, 7 8000 da. în plus. Vizibilitate în story da. și în feed. Și plus, oamenii și-au mai amintit încă o dată în plus de por Pordei. Da. Asta, asta și-a fost scopul. Adică, eu ți-am zis că eu nu pot să dau case clienților mei. Majoritatea din ei nu vor să apară public. Și atunci am zis, ok, hai să vă arăt eu prin prisma propriului exemplu cum se poate de făcut. Și am făcut. Adică nu văd nimic. E un instrument de marketing. Din tot milionul ăsta, cât ai achitat impozit la stat? Urmează, încă îți dai seama. Dar că o, e... o să fii consistentă. Da, o să fie cu stat. Banii ăștia ca să-mi vină mie în buzunar, ei sunt ca dividende. Da? Respectiv, cât e procentul la dividende? Că 12%. 12%, da. Deci, Dar practic e... din 20.000 de euro ar trebui 12% să da. să dai acolo. Faceți calcule. <laughs> tu ai făcut webinarul unde vorbeai despre metode de a câștiga bani pe Instagram. Da. Metoda asta am înțeles-o. Mulțumim. O să vedem cum o testăm. Ce alte metode mai sunt de a câștiga bani din Instagram pe care tu le recomanzi? Uite. Eu, asta este nișa mea. Eu fac webinare, da, am servicii, servicii. Eu clienții mei sunt medici care fac programări din Instagram. Adică nu contează, deci nu există, știi, o pastilă, că uite, îți dau pastila asta și tu faci bani din Instagram. Fiecare e cu domeniul său și acum pe Instagram se fac bani din orice domeniu. Cam de ce ar trebui să se înscrie oamenii prin Instagram la un chirurg maxilofacial? Deci sună cumva așa, nu? Trebuie să duci să cunoști omul. Dar dacă omul ăsta este prezent zilnic acolo, aduce informații valoroase, tu ai posibilitatea să vezi expertiza lui pentru că el arată cazuri, tu știi exact cum s-a întâmplat cu alți oameni, tu capeți încredere, astfel îți faci programări și programul tău e plin pe trei luni înainte. Deci tu le recomanzi să fie activ. Exact. Și în feed, și în story și să vină cu expertiza lor. Exact. Deci, Dorin, uh, noi trăim în mie, mie, mie îmi place foarte mult, noi trăim în era branding personal unde oamenii ies în față și povestesc cine sunt ei. Ce folos că tu ești bun, un specialist super bun de ceva anume, nu știu, oricare vrei tu, ia orice profesie. Dacă nimeni nu știe despre asta sau dacă știe despre asta, zeci oamenii care te văd la birou sau vecinii și pot să apeleze la tine. Este un instrument, bineînțeles că eu pornesc de la premiza că trebuie să ai ce, ce, să dai. Adică dacă ești un profesionist, rog frumos, acumulează expertiză, mergi, și lucrează un pic și după asta începi să... Și trebuie să fii tot ceea ce dai, după mine, produsul sau serviciul pe care tu îl oferi publicului tău. El trebuie să fie produsul care tu îl oferi copilului tău sau părinților tăi. Și atunci dacă totul este organic, ecologic, adică tu faci lucrurile, tu procedezi cu ceilalți cum mai vrea să se procedeze cu tine. Dar cineva ar zice, Cine? Olga, uh... Eu tot postez pe Instagram și poze uh -huh. și vin cu expertiză video, dar puțin mă urmăresc și foarte puține înregistrări sau nu am deloc plătește vânzări. Plătește publicitate, apelează la influencer, Deci fă plă, plătește postarea ta cu targetul ca să te aducă mai mulți urmăritori pe pagină. La noi, uite, sunt câteva greșeli care le fac uh, experții, da, care au ce să promoveze. Gen, eu sunt expert, la mine și așa lumea trebuie să vină să aboneze și să mă urmărească. Dar nu e așa. Mm -hmm. Adică, da, da, de unde eu să știu? Uite, eu zilnic am, Bogdan și-a fracturat piciorul, Alexandru a făcut enteroviroză. Eu s-ar putea să ajung să stau pe Instagram. M-a venit la Dorin la interviu. Eu n-am... Și atunci când de unde eu încă să te mai caut, să dau în Google să te caut? Atunci când stau seara și răsfăiesc feed-ul și am un anumit oameni pe care eu îi cred și văd că te-a recomandat pe tine, păi eu intru acolo. Și uite încă o chestie, că e una să atragi oameni pe pagina ta, și cu totul ceva ca oamenii ăștia să găsească ceva util la tine pe pagină. Adică ar trebui să fie formulat foarte clar din bio, da, din chestia asta care apare numele prenumele, cu ce te ocupi, cu ce poți fi util și de ce oamenii ar trebui să apeleze la tine. Adică ar trebui să fie foarte clar menționat Ceea ce la majoritatea din noi. Noi doar am ajuns la etapa când am schimbat nickname-urile din Chisca în Țăpordei. Asta nu a fost nickname-ul meu, eu acum uh, înțelegi ce zic. Adică mulți oameni și la mine clienții vin și spun Olga, nu, stai un pic. Pentru mine Instagram asta e o chestie super personală. Nu este adevărat. Scoateți chestia păi, asta. Dar nu Dacă pune nu ai... nimic ce ține personal. Mergi exact. profesional. Nu, subiect. dar e, că... asta e numai pentru mine și pentru nu știu și eu mm -hmm. acolo încarc poze. Stați un pic. Transmiteți poze prin Viber, Telegram și WhatsApp. Da. Păi iată din Instagram. Acelea din Viber, WhatsApp și Telegram tot acolo ajung unde ajung și astea din Instagram. Tot se salvează. Absolut tot. De asta e păcat să nu folosești Instagram-ul ca un instrument de marketing care lucrează foarte bine la moment. Și acum întrebarea logică pe care mulți o adresează. Cât câștigă Olga Țapordei din Instagram lunar? Dacă facem abstracții de tombola asta e enormă. Cred că vreo 20.000. 20.000 de euro. Da. Asta datorită colaborărilor inclusiv de lungă durată pe care le ai. Cred că mai mult atunci. Așa. Da. Deci tu promovezi anumite servicii. Eu, deci promovez eu nu și nimeni nu o să-mi dea voie să minte. Deci eu nu iau colaborări de odată femeile integrare în in stories. Doar dacă, nu știu, e un eveniment super interesant, care eu tot cred în el și așa. În rest, eu am contracte de brand ambasador, care eu iau pe an 3 sau 4 companii, maxim 5. Așa, am, companii cu care eu real rezonez cu valorile și principiilor pe de o parte, pe de altă parte, companiile căruia client sunt eu, personal, adică eu utilizez produsele sau serviciile lor. Deci de tu fapt, faci barter da fac fac barter. Adică nu fac doar barter, întotdeauna e un, e un randament de, nu știu, 50-50 sau 60-40. Dar dacă să vorbim în bani, da. cât ar fi asta? Deci ce înseamnă un contract de lungă durată pe un an cu Olga Țapordei? 25.000 de euro. Și ce oferă Olga în schimbul acestor? Acestor bani sau servicii? Da, deci sunt, sunt câteva chestii pe care eu le ofer, da, este stipulat printr un contract. Uh, include și posteri și stories și poate și prezența la anumite evenimente și deci după fiecare companie este făcut individual planul de ce urmează să facem împreună și tot mai multă lumea apelează la astfel de servicii, pentru că ei înțeleg că asta e rezultatul. Adică dacă, dacă îi se împarți 25.000 de euro la 12 luni, uh, îți iese pe lună cam 2.000. 2000. Uh, și când omul plătește 2000 de euro, dar lui vin în schimb 5, 7, 10, tu înțelegi că el... Și răscumpără. Nu că, nu că își răscumpără, dar el e gata, hai să facem mai mult, hai să facem, eu zic, dar nu trebuie mai mult, e suficient atât, adică tot trebuie de dat dozat, tot trebuie de dat și de dat credibil, adică eu nu pot să, nu știu, să promovez uș, la o companie dacă eu mi-am cumpărat uș de la altă companie și la mine în casă stau alte uș. Cel puțin asta contravine valorilor mele. Dar hai să facem calcul simplu. Deci dacă tu ai 4-5 companii, da. tu câștigi 2000 de euro pe lună, deci ar fi 10.000. Da. Alte 10.000 tu le faci din contul aceia ce vinzi tu personal, webinare da, și așa. Da. Majoritatea clienților tăi totuși vin În consultanță. de pe Instagram-ul adun sau pe alte platforme. Uite, de regulă se întâmplă felul următor. Au venit la webinar sau la maraton, m-au cunoscut, au văzut, au interacționat cu mine timp de 4 săptămâni și apoi vin în consultanță de regulă așa e ciclu. Adică fac evenimente gratuite, ei vin, mă cunosc sau pur și simplu mă urmăresc pe Instagram, după care vin în webinar, care poate fi gratuit, apoi în maraton și apoi vin în consultanță. Din clienții tăi, deja ei fac inclusiv pe Instagram promovări, da. deci tu asta le recomanzi tuturor, indiferent de domeniul lor de activitate. Ceea ce fac eu, asta recom și lucrează, asta, testez, asta lucrează și pe clienții mei indiferent de domeniul de activitate. Absolut. Deci poți fi din din De din un exemplu, fără nume și prenume sau denumiri de companii, Când a venit omul, nimeni nu știa de el și acum el are vânzări sau programul pe trei luni înainte planificat. Medicină. O medicină. Am o clientă care doi ani și jumătate a venit la mine care nu o angaja nimeni pentru că era proaspătă absolventă și nu avea experiență în lucru. Și am zis, ea nu-și putea găsi de lucru. Și am zis, ok. Dar eu vorbeam cu ea și eu vedeam acea enciclopedie și omul ăla care poate să ofere foarte mult. Și am zis, ok. Închiriem un cabinet undeva într-un spital și începem să lucrăm acolo. Și începem să lucrăm la imagine, să povestim oamenilor cine sunteți, ce faceți, cum faceți, să arătăm. Și uite că acum, da. Da, și sunt extrem de mândră. Un alt, un alt, domeniu, tot nu, nu este un secret, sunt investițiile imobiliare în Dubai, care, asta e cele mai recente și cu care lucrez. Deci, ea, efectiv, dintr-un story, a făcut o tranzacție de 13.000 de euro. Pentru că au văzut că ea este cu mine, cumva au încredere în ceea ce spun eu și dacă eu recomand ceva, cu toate că asta e clienta mea asta, nu-i publicitate, ea nu mi-a plătit publicitate, eu de regulă arăt cine este deschis să arate, că uite, noi lucrăm în consultanță, eu arăt. Nu povestesc prea multe, dar arăt că uite, ea lucrează cu mine. E un bonus. Da, exact, exact. Eu și eu spun despre asta. Eu vreau ca la un moment dat companiile sau clienții care vin sau oamenii care vor să promoveze să înțeleagă că ei se asociază cu această persoană, și trebuie să rezoneze. Mm -hmm. Nu pur și simplu cauți pe cineva care are mai mulți urmăritori și impact mai mare la istorie. Nu e despre asta. Impact mare la istorie poți să-l faci cu o psicuță care mi-au un Copilul. sau copilu, un copilaj scuță. care se lovește acolo da. sau care spune o chestie amuzantă. Dar asta nu înseamnă că tu ai să vinzi. Exact. Și eu când le explic cu oamenilor asta, ei zic, mm, da, ai dreptate. Când te uiți la statistici, arată fabulos, dar când te uiți la vânzări, ele arată trist. De asta trebuie să mergi acolo unde crezi că e publicul tău și lumea nu fac uh, uneori diferența. Dar... Plus că nu, nu trebuie să... Uh, și influencerilor eu le recomand, că adică eu vorbesc, luați și promovați ce în ce credeți, pentru că asta de fapt aduce impactul. Când omul vede că tu folosești produsul sau serviciul ăsta și tu încă și mai povestești despre asta, eu... Deci, pe mine asta e un, o alt fel de presă. Tu ești și influencer acum. Bun, probabil, dacă asta așa se numește. Dar da, eu despre mai... influenceri în general. Tu ai fost și de partea cealaltă, eu mai puțin. Eu nu am cumpărat publicitate la influenceri. Interviurile mele eu le postez la mine pe pagină și le recomand și mi-e -mi suficient, cu toate că ar fi o soluție, iarăși. Dar oamenii care că cărora alt... le plac interviurile, le distribui și fără ca eu să-i rog sau să exact. le cine Exact. tu, e tu, un... mai da, tu ai un instrument care funcționează, lucrează foarte bine pentru tine. Dar tu ai lucrat cu influencerii. Cum e să lucrezi cu influencerii din Republica Moldova? sincer, tot mai, tot mai bine și mai bine. Adică dacă acum 4-5 ani era așa, acum, uite, eu văd, cel puțin eu cu care lucrez, stare bravo. Adică oamenii au înțeles că, băi, dacă eu iau bani pentru ceva, eu trebuie să facă lumea. Și în mare parte ei fac și ei aduc impact. Adică eu, cel puțin eu mai puțin am întâlnit oameni care și ei bani și nu se țină de responsabilități, nu? adică mai puțin. Sunt foarte deschiși, comunică, Olga, uite, azi am o chestie, nu, nu pot să fac azi integrarea, fac mâini. Ok. Adică ei au înțeles că tu, tu, înțelegi că dacă tu nu ți o odată de promisiunea a doua oară, a treia oară, a patru oară omul nu o să apelează la tine. Și o să zic și altora că ăsta exact, neserios. Exact, și nu, nu apelați la el. Dar prețurile cum ți se par a influențelor? Dar, dorind, dar e, e exact cum am vorbit despre. Pute, fiecare... Sunt roșii de 5 lei și sunt roșii de 55 de lei. Fiecare își pune prețul, fiecare are experiența sa în spate, fiecare are imaginea sa, fiecare are. Deci, cine sunt eu ca să-i să judec cum au pus prețurile, știi? Nu există așa ceva. Atâta timp cât tu știi că tot de banii ăștia, faci, păi poți să iei și dacă știi, că poți și mai mult, poți să iei și mai mult. Care, adică, eu nu văd nimic amoral în faptul că tu iai 250 de euro pentru o integrare în storie și aduci 500. Chiar dacă îi să aduci 255, deja a meritat pentru că tu ți-ai mărit vizibilitatea brandului sau persoanei tale. Înțelegi ce zic? Mm -hmm. Revenind la motivația ta de a vinde mașina, da. tu voiai să-ți cumperi altă mașină care era în drum spre ai făcut comanda. Și aici vorbim despre Porsche sau Porsche, cum n-ai bai să mai numești el, nu mai știu, <laughs> într-un final. Tu ai um, Porsche acum. Da. Uh, cum ai ajuns la concluzia asta, că vrei să-ți schimbi mașina și de ce anume Porsche? Eu fiind fată de la țară, am trecut toate scările. <laughs> Eu, prima mea mașină a fost Toyota Yaris. Tata meu acasă are și știi așa, Lada. Uh. Atunci când l-am întâlnit pe Bogdan, el mergea pe o astfel de mașină și, dar până atunci, ui, eu asta, despre, despre asta chiar vreau să menționez, până atunci spuneam, nu mai înțeleg eu ce fel de mașini sunt astea și în genere sunt și nu știu ce. Asta e Olga care spunea lucrurile din slăbiciune, care niciodată nu a mers într-un Porsche, care niciodată nu și-a imaginat că poate să-și permită vreodată asta. Tu zici că e urâtă? Da, eu ziceam e? că e urâtă. Deci asta e din slăbiciune. Noi oamenii facem lucrurile din două motive, fie din putere, fie din slăbiciune. Din slăbiciune atunci când noi nu știm, nu cunoaștem și noi credem că nu o să ne permitem vreodată. Și din putere atunci când noi știm, cunoaștem și știm că e, o să fie, dar nu acum. Și m, când am mers o dată de două ori, deja noi ne-am căsătorit, aveam călătorii mai lungi, mai așa, mi-a mi plăcut foarte mult confortul acestei mașini. Eu călătoresc foarte mult și până la război, eram foarte des în Chiev, o dată în două săptămâni, patru zile, deci mi am luat drumul ăsta cu mașina 5-6 ore. Și respectiv, și eu în general, eu în mașină petrec mult timp. Clienții mei merg la birourile lor, deci pentru mine mașina este un instrument de lucru, pe de o parte, pe de altă parte, în care eu petrec foarte mult timp și eu am nevoie de confort. Și atunci când a venit BMW-ul în viața mea, eu eram super, adică asta era Toyota Yaris, Honda Accord, Skoda, Octavia și Chevrolet Captiva, adică BMW-ul era su totalo altiniu lygiu ir tada aš man įsivaizdavau, kad, žiūrėk, tai spaudžia ir daugiau. Ir aš man pasakiau, ir man štai 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 iš Porsche, nes Bogdanas buvo jų klientas, mes ėjome į įvairius įvenimentus, prezenterius, um, jie man davė odą, tą mašiną, kad ištesiu, adu, ar. Taigi, aš tapau tam tikru Porsche friend, draugu. Și eu când am mers pe o mașină, pe a doua, pe a treia, zic, măi, dar chiar îmi place mașina asta, chiar își merită banii, chiar că inițial, când nu puteam să-mi permit, spuneam, e o nebunit, cum poți scoți o mașină atât? Zic, na. Pe urmă, ei m-au convins. Ce mașină ai acum? Porsche Cupa, Cayenne Cupa. Așa, tu l-ai obținut, aveți un contract de colaborare, tu ești brand ambasador sau ai achitat suma integrală? Eu sunt un Porsche friend. Așa se numește, ei nu au brand ambasador, ei au friends, prieteni și eu sunt și da, eu am avut condiții speciale. Tu ai dat mașina la comandă, deci a venit așa cum tu ți-ai dorit sau este un anumit model pe care pur și simplu? Eu nu am vrut să aștept prea mult timp pentru că ele dacă o faci la comandă cum vrei tu, dar Uh, pentru mine era foarte important salonul și s-a adeverit că ei urmează să, deci aveau o mașină care urma să vină în câteva luni, care era cu salonul exact cum mi l-am dorit eu și era de culoare albă. Deci eu niciodată nu mă gândeam la care aș vrea să fie culoarea la mașina mea următoare. Sigur știam că nu vreau să fie neagră. Și când am văzut-o pe asta alb și așa, eu niciodată m-am îndrăgostit și am zis ea e mea. Adică... Cât a costat Porsche-ul tău? El costă. <laughs> uh, sub 110, 108, 109, ceva așa. 100, este prețul care este 108-109 de euro. euro da. um, și tu ai avut condiții speciale. Da. Deci tu inclusiv a trebuit să vinzi mașina ta ca să mai ai ceva bănuți, mai aduni și deja ei ți-au venit în întâmpinare. Cât de rațional e să dai pe o mașină 108 mii de euro. Cinci ani în urmă vreau să spun că este o prostie totală. Cred că șa... nu, cinci cred că nu, dar șapte sigur aveau să spun că e o prostie totală și nu e rațional și nu e așa. Pentru că nu aveam bani ăștia așa văs să o fac din slăbiciune. Acum, din putere, pot să spun că ăsta este instrumentul care, după cum am spus, una că îmi generează confort, doi, care pe mine mă motivează la și mai mult la și mai calitativ. Viața asta e prea scurtă ca să... Știi cum era o vorbă? Că noi nu suntem atât de bogați să ne cumpărăm haine ieftine, Știi? Mm -hmm. Exact despre asta. Adică, având experiența lui Bogdan, care are mașina asta de 10 ani, eu mi-am tras niște concluzii și am decis pentru mine, dar nu judec cei care decid să investească în altceva. Deci mașina este nouă? Da. Din anul. Cu garanție, 2023, <laughs> cu garanție 5 ani. Așa cum a fost și BMW, adică cumva eu ia încă, încă în garanție o dau așa. Cu ce e mai bun confortul decât într-o mașină de 40-50 de mii de euro care și ai foarte scumpă? Mm, S-ar putea să fie și o chestie nu doar fizică, știi, tactilă care tu, e o chestie de încredere în sine, de un fel de un alt Everest pe care ți-a reușit, care tu, fată de la fetița, cu Satu părinți, fetita, satul, da. fetița, cu 500 de oameni 500 de oameni are satul, fetița, Dorin Avea? Nu știu acum dacă nu da, are Nu știu, lei... dar cred că vreo 400 și dar pe listă sunt 500 uh, și faptul că tu ai putut e o, e o chestie, de, e un conglomerat de abilități pe care tu ai putut să le obții de rezultatul acestor abilități, bani cu care tu ți-ai cumpărat o mașină care tu nici nu ți-ai vreodată că o să poți să ți-o permiți deci asta Pot să spun orice n-aș spune, că oricum, dacă nu treci prin asta, tu nu ai cum să înțelegi. E exact așa cum a fost și eu. Eu dar nu înțelegeam. Cât de mult ai făcut-o pentru a da impresie față de cei din jur? Nu am făcut-o pentru asta, eu am făcut-o pentru mine. Deci, uite, dacă vorbești cu fiecare prieten al meu, el o să-ți spună, o, îți de visează de 5 ani la mașina asta o visat 5 ani la mașina asta. Eu am făcut-o pentru mine, nimic indiferent, ce crede lumea și cum. Eu n-am făcut-o pentru altcineva, eu am făcut-o pentru mine. Dar cât de mult contează atunci când mergi la o întâlnire sau contează. la o discuție și parchezi cu porsche în față? Sau contează. cu o mașină foarte scumpă? oamenii cei sunt mai predispuși să-ți dea un contract de 25.000 de euro. Cum eu pot să învăț oamenii să fac uh, bani din Instagram și mă duc și atâta trâmbițez despre asta și atâta vorbesc despre branding personal dacă mă duc cu o mașină de 5.000 de euro. Dacă tu ești așa, uite, super deșteaptă, inteligentă și poți să mă înveți cum să fac bani, tu de ce încă n-ai bani ăștia să ai o mașină bună Nu, ca și cei care învață cum să crești pe Instagram numărul de urmăritori și au 1.000 de urmăritori. Neavânt. Exact. Înțelegi? Adică noi trăim într-o societate pentru care, da, lucrurile astea contează. Cât de mult contează pentru tine, în general, lucrurile de brand scumpe? Pentru mine contează lucrurile calitative și eu am simțit o diferență. Deci, uh, patru ani urmă, eu spuneam prietenilor mele, când ele vorbeau despre gen sau ceva, eu spuneam, dar eu nu am nevoie de geantă. Cum n ai nevoie de geantă? Dar eu scu mașină pentru și îmi trebuie ni geantă. Era din slăbiciune, pentru că eu nu puteam la momentul acela să-mi permit o geantă bună. Eu văd diferența între o geantă bună și o geantă, acum deja, de cât, de 2-3 ani, 4, cât pot să-mi permit. Cred că prima geantă bună mi-am cumpărat-o acum 4 ani. Cât a costat? 1980 de euro și nu mi-a ajungea vreo 200-300 de euro și am eu împrumutat de la un prieten cu care am fost atunci. Și apropo, era și Bogdan și el nu, nu s-a întins în de ea să mi dea diferența asta. Era, noi eram într-o ga gașcă de prieteni. Adică și soțul mie... tău zicea că, a, dacă vrei, caut soluții. El și acum așa spune. El și acum așa spune. Ce brand era? Geanta? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Și înțeleg că de atunci mai ai câteva genți. Da, am cinci genți bune. Care e cea mai... Hai spune top. Care e cea mai scumpă dintre ele? Hermes. Care costă? 9.000 și... 9.000 de euro? Doamne. Deci tu, tu azi vrei să mă șochezi pe mine. Eu am făcut multe interviuri, am auzit multe chestii. Dar Durin, eu întrebat. nu am ce să ascund. 9000, dar ei, am înțeles că e o investiție bună, un lucru da. de brand. Toți acolo și ea nu își pierde uh, din valoare foarte mult. Deci scopul meu nu este de a aduna uh, lucruri. Uh, scopul meu este să am 5 lucruri de bune. Și atunci eu când uh, mi-am dat seama că eu am crescut cumva, da, și eu am înțeles că, uite, e bună asta, bine mersi, dar eu vreau, uite, cinci. Și eu am real cinci, adică eu acum următoarea, poate da, poate nu. Și în le... cazul în care o să vând alta din ele și... Și da, ele nu se devalorizează. Dacă tu iei niște branduri care vorbim de Chanel și de Hermes, sunt branduri care nu se devalorizează. Și tu le porți cu altă stare? Cum când pui în geanta aia, ruj, chestii așa? Deci merge mergi altfel la o întâlnire? Ai mai mult încredere? Da, bineînțeles, să-ți dai chestia asta în credere. Adică îți dai în credere faptul că, uite, tu poți. Dacă tu ai putut, înseamnă că poate și omul ăsta care e în fața ta să-l să facă da, la dar fel. Dar răliște cineva să te urască doar pentru că tu poți și el nu se poate asta niciodată. Dorind și în Biblie scrie, nu judeca și nu vei fi judecat. Eu, pe mine întotdeauna, chestiile astea m-au inspirat. Adică eu când vedeam că cineva are, eu spuneam, eu, asta e vorba mea, prietenii mei știu, eu când o să cresc mare, eu tot o să așa, sau 10 ani în urmă eu nu-mi permiteam să mă duc într-un hotel mai scump de, nu știu, 80 de euro, da? Și eu șapte ani în urmă, mi-am amintesc exact unde eram și niște prieteni de noștri erau cazați într-un hotel care costa 500 de euro noaptea și mi-a stat pentru și să dai banii ăștia. De oricum cum dormi doar acolo. Exact. Și eu așa spuneam. Eu spuneam așa și eu, eu nu sunt cel mai materialist uh, om din lumea asta, dar există niște chestii care ți-i -ți dau un confort. Există și nu vorbim doar de confort. Acolo sunt multe chestii care tu le simți altfel. fel. Uh, și după mine, dar pentru ce mai trăiești? Da, dacă să ai experiențe ceva. unice. Deci acum tu poți merge într-un hotel cu 500 de euro noapte. Da, și chiar am fost. De ziua lui Bogdan am făcut așa un cadou și mă simt extrem de mândră că am putut să-i ofer asta, pentru că 9 ani, 8 ani în urmă, am fost în Singapore cu Bogdan. Și eu tare mi-am dorit călătoria asta și era hotelul ăsta, știi, Marina Bay, care pe toate, toată lumea știe dacă a fost în Singapore, ce s-a au auzit de el. Și eu ziceam, wow, ce tare vreau și el atunci, noi ne-am cazat acolo de ziua lui de naștere, pe două sau trei nopți. El a vrut să-mi adică el știa că asta era o dorință de mea și pentru mine atunci era wow. Și acum, uite, am ajuns ca peste 8 ani să pot să-i lui așa cadouri. Dar din haine, vorbind, tot cu accent ca să fie bun, ceva de brand și mai puțin... Nu ne deci uite, nu e despre brand de haine vorbind. Poate încă n-am ajuns, știi? Poate peste 5 ani o să mă întreb și o să spun da, brand și nu știu ce. Ce am observat este calitatea încălțămintei pe care o por. Deci eu, pentru mine e super important încălțămintea să fie comodă. Și geanta să fie bună. Deci accesoriile. Ceasul? De da, ceasul l-am cadou de la Bogdan la 35 de ani. Nu mă pricep la brand -uri. E un Rolex. Care costă? Să-l întreb pe Bogdan, dar cred că peste, e... peste 10.000. Bine, Rolex-ul e, e Rolex. Zevșnic. Da, exact. Pe urmă îl dai prin ereditatea la fica ta. Sau, sau îl vinzi. Bine, da să vinzi. Nu, exact. pentru mine are o încărcătură emoțională foarte mare acest ceas. Eu nu sunt mare fan la tot ce înseamnă... Urmează dar nici nu știi. <laughs> Revenind la reacțiile oamenilor, gen, tu nu crezi că atragi, nu știu, priviri așa uh, ale oamenilor care nu obligatoriu să se bucură pentru succesul ăsta pe care l-ai obținut când te văd în Porsche, când văd că tu ai un Rolex pe mână, când văd că tu ai o geantă de 9000 de euro. Uite, uh, vorbeam ieri cu invitata mea la, la emisiune uh, despre faptul că toate reacțiile care noi le strânim de fapt sunt, nu sunt stările noastre, sunt sterile celor oameni că ei nu pot să-și permită așa, că ei nu, înțelegi? Și eu tot așa eu tot așa gândeam cândva eu, eu, nu, eu nu judecam dar eu spuneam, tăi, nu-mi trebuie ce? ce nu? Acum înțeleg că nu e adevărat. Faptul că trag, uite, eu uh, vreau să mă repet eu de fiecare dată când văd astfel de oameni care uh, ei pot, ei au, ei călătoresc interesant, au niște experiențe unice eu, pe mine asta mă inspiră deci eu nu mă gândesc răutăcios, știi? Oi, dar și vrei să arăti cu geanta asta sau... Pe mine asta mă inspiră. Uite, bravo ei că a făcut așa. Ce pot și eu să fac ca să pot și eu așa? Ce pot și eu să fac ca să merg într-o călătorie unică? Ce pot și eu să fac? Ce trebuie să învăț? Ce abilități trebuie să capăt ca să pot și eu să fac bani și să pot să-mi permit să mă duc în Antarctica, de exemplu. Mie mi se pare abordarea asta sănătoasă și matură, dar nu toți o au și noi știm foarte bine ce se întâmplă pe rețelele de socializare. Tu ai parte de hate? Bă, cu cât mai mult crești, cu atât mai mult hate ai. Dar cum se manifestă la adresa ta și de ce sunt nemulțumiți oamenii? Mă, uite că poate să inclusiv și, nu știu, să zic de... De ceea ce fac, da? Că mare treabă faci și ea cu webinarele astea, că, că strânge bani, că prostește lumea, că cumva așa. Adică în mare e cam așa, altceva și, și deja apar alte comentarii genul, nu, dar de unde crezi că are bani să-și cumperi sau... A, eu, adică doar pro, nu, eu doar ei nu. fac legătura, prostește lumea da, cu webinarile da, și cu cumpără Da, da. Da. Dar eu cum reacționezi nu tu? Iată eu când vezi un comentariu spun. răutăcios la adresa ta sau eu cineva nu, scrie eu un mesaj reacționez. în privat. Pe mine mă surprind oamenii care scriu în privat. De genul, oh, ce urâtă, mamă, ce prostii faci o da. Tu eu intri la reacționez. mine, îmi scrie asta și eu ar trebui cumva să... A, dar tu nu accepti critica constructivă. Bă, Băi, să nu-i critică, asta te în... jignire directă. Exact, exact. Tu, tu te, te afectează? Eu nu reacționez. Nu, nu mă mai afectează. Pentru că comentariile pozitive și feedback-urile pozitive de la clienții mei sunt mult mai multe decât aceste comentarii răutăcease și de invidie a oamenilor care probabil la moment nu pot să-și permită și până și irită. Este, știi, este un film trigger. E, când e, te tot ce faci să cum controleze omul Nici starea cum. asta? A, cum se controleze? Eu mereu mă gândesc, doar nu, la nu merge rău. Deci omul da. ăsta ceva nu mergem merge în viață. El da. nu-l exact. iau ca genul... Exact. Eu tot așa mă gândesc și eu spun, Doamne, orice în viața ei, ca să ia să puce, să scrie așa un mesaj lung. Deci mie mi jale de oameni ăștia, sincer. Îți spun, chiar dacă jale, este un sentiment destructiv. Cum crezi? Ce comentarii o să fie aici la noi la interviu? O, o să fie... Giante de 9000 de euro? Da, că oamenii de banii ăștia, nu știu și mai bine îi dădea acolo. Sau... Familii sărace, copii da. care n-au ce mânca, care n-au da. ce să încălța. Da, adică eu admit că ar putea să fie, cu toate că mi-ar mie mi place să cred că noi creștem și ne și ne dezvoltăm și, și nu, și nu trebuie să judecăm ce ce face unul sau ce ce face a doilea. Cineva are altă slăbiciune, cineva pierde bani în jocurile de noroc, altcineva, nu știu, are colecții de mașini acasă, altcineva îi stă, stau, stau bani la ciorap. Ceea ce am înțeles eu și ceea ce pot să spun astăzi este că experiența prietenilor mei din Ucraina m-a făcut încă o dată să înțeleg dacă eu vreau într-o călătorie, este acum. Nu ți ce o să fie mâine. Și dacă eu așa să fie un vis, un moft cu mașina sau cu... Dar eu vreau să înțeleg cum e asta. Eu vreau să simt și să spun că mie asta nu-mi trebuie. Înțelegi ce zic? Și atunci, pentru că la prietenii mei, la părinții lor, au ars case, au ars cubani, cu bani, care au avut doamne, doamne, dar au muncit, nu și-au permis o vacanță în plus. Și atunci, de, de ce mai trăim? De ce mai lucrăm? Revenind la hate, ca să încheiem, piarul negru este benefic? Eu știu că se spune că tot este piar. Eu evit Adică, na, îmi dau seama că aș putea să trezesc uh, careva chestii, dar mm, eu nu, nu aș opta și nu fac campanii de acest gen, hai altfel, pentru clienții. Adică nu generez conflict doar de dragul conflictului și a vizibilității. Nu, pentru ce? Păi eu mă sunt, întrebam care sunt, sunt recomandările sunt, celor care lucrează cu sunt persoane, alt, cu branding personal. Că unii au principiu dacă se vorbește despre tine sau de bine sau de rău, îi superb. Și eu mă întreb cât e de faină să se vorbească de cineva doar de rău. Adică el are vizibilitate dar nu știu dacă mulți vor să se asocieze cu cineva care are o, o imagine în societate controversată. Mm -hmm. Da, este Dar dacă e și, și și sau mai mult bine și ceva așa acolo. E okay. Eu consider că trebuie să fie. La mine regula de bază este una simplă autenticitatea. Știi dacă s-a întâmplat ceva da, cum nu știu, în cazul meu cu extragerea asta care nu a fost din prima și am primit un val de hate. Păi s-a întâmplat, dar eu n-am făcut asta cu intenție. Și atunci ești genastra, asta, că tot e un piar negru, da? Poți să zici te-a aflat mai mult lume, poate cineva în genere care nu știa. Dar să fac asta intenționat, eu nu aș face. Hai să mergem la un scandal, nu știu cum să-l numesc. O chestie, la un moment dat, ai fost vizată pe internet uh -huh. de o clientă de-a ta, din câte am înțeles că nu își putea recupera banii. Și o să dau un pic de context. Diana Flocea a scris la un moment dat pe Facebook, ea era de profesie farmacistă și s-a reprofilat în domeniul frumuseții. Și ea zicea că a apelat la tine pentru a căpăta o anumită experiență în domeniul afacerilor, a achitat pentru serviciile de expertiză pentru o colaborare de 3 luni 3.500 de euro. Și din câte ai explicat acolo, era nemulțumită de serviciile care au fost prestate, foarte greu dădea de tine uh, și voia să-și recupereze o parte din bani înapoi. Acum întrebare, tu atunci nu ai venit cu un comentariu public, a venit soțul tău. Mai bine, el a comentat la acea postare a ei, uh, așa mai cu ironie și amuzament. Ce a fost acolo până la urmă? E întors banii fetei? De ce a rămas nemulțumită? Și spune și partea ta de adevăr. Cred că așteptările așteptările de anei deci, iarăși, asta e poate să fie o bănuială de-a mea, da? Nu au fost... Fiecare din noi a avut niște așteptări, cum trebuia să se întâmple lucrurile și fiecare din noi și-a tras niște concluzii într-un final cu, uite, aș fi vrut așa sau aș fi vrut așa. Diana m-a dat în judecată, judecata cu Olga Țăpărdei a luat sfârșit și nu au fost, nu au fost temei ca să fiu eu judecată sau cum acolo și cauza a luat sfârșit, pentru că s-au prezentat probe și dovezi că au fost livrate servicii, faptul că tu cum servicii au fost livrat. livrate, da, cum au fost livrate, a fost probabil de aici a ieșit și neînțelegerea de cum au fost livrate, da? pentru că dovezi s-au prezentat, judecătoria a decis și așa. Atunci uh. a coincis cu plecarea ta pe Everest. Everest, da, și de respectiv când s procesul da. eu am lipsit o lună jumătate, s-a întins un pic procesul. Ce trebuie să faci tu? Să o consulti ca să-și să dezvolte afacerea? Să o ajut, afacerea? da, nu, să o ajut la dezvoltarea brandingului personal. Deci asta trebuia mm -hmm. să fac, ceea ce noi am făcut, adică sunt mai multe dovezi care arată acest fapt. Uh, și suma de 3500 de euro uh, este prețul tău obișnuit? pentru serviciul pe care îl prestai. Era că ea a scris în felul în care era o sumă foarte mare și 3500 de euro chiar nu e o sumă mică. Da, deci era, pentru, era un contract de jumătate de an pentru care trebuia să fie prestate anumite servicii. Ea nu mi-a dat 3500 de euro, mi -a, ea mi-a dat un avans de 2000 de euro. Și respectiv de acești bani, noi am arătat exact ce s-a prestat au fost pretenții la fel în care s au prestat servicii. Tu pe bun răspundeai mai greu sau... Da, au fost, au fost situații când eu am fost pe Everest, bineînțeles. Și într-un moment dat, când eu mi-am foarte bine acea zi, când i m-a telefonat și eu n-am răspuns pentru că Alexandra era bolnavă și eram cu ea la urgență la Med Park și ea a făcut public cazul. Bineînțeles, e... Cum te-ai simțit când ai văzut acea postare? Prost, bineînțeles că m-am simțit prost. Dar, în același timp, mi-am asumat faptul ăsta. Eu, eu De ce am... n-ai ieșit public cu declarația ta? Pentru că multe chestii care s-au invocat nu au fost adevărate. Și pentru că mi-era bolnav copilul, și două zile eram focusată pe copilul meu, asta era mai important ca orice imagine. Și orice o să zic lumea, asta era cel mai important pentru mine. Și, într-un final, când am văzut că se face atac la persoană cu chestii urâte. Păi am înțeles că de fapt aici probabil poate, poate eu greșesc, dar s-a amizat pe, cu totul altceva. Ceea ce de, fapt mare, se numește de faimare. Da. Și atunci noi am mers cu o... am înaintat noi o cerere în judecată pe de mare, pentru că a fost atac la persoană cu cuvinte care nu sunt adevărate, care nu sunt despre mine. Și atunci... Deci tu ai dat un judecată mai da. după aia? Pentru de Da. Și s-a încheiat procesul? Nu. Încă nu. Procesul de anii cu mine s-a încheiat. Procesul pe de fai mare încă nu s-a încheiat. Deci tu crezi că în urma acestei postări a avut de imaginea ta? Probabil. Și acum tu o să <laughs> eu, eu zic, Eu zic că da. Adică îți dai seama da, oamenii care se gândeau vreodată să lucreze cu mine sau așa, adică e foarte ușor să ieși și să spui despre o persoană publică, pentru că la sigur o să găsești pe cei care nu-l iubesc pe Dorin Galben Acum, și da. o să susțină chestia asta, nu? Și o, atunci da. mi se pare că asta nu este corect. Deci asta nu este... Dacă, dacă cineva crede că, uite, la imaginea asta tot s-a lucrat, ani buni, așa cum tu lucrezi la podcasturile tale, la interviurile tale, așa lucrez eu la imaginea mea prin ceea ce fac eu. Și atunci, de ce să ieși, să spui, da, să nu... Adică, da, eu cred că da. Banii, tu i-ai întors înapoi sau ai demonstrat că ai prestat servicii pentru acele 2000 noi, euro? Noi am, am, demonstrat că am prestat servicii unul, noi am chemat-o de nenumărate ori să ridice banii, s-au vrut mai mulți bani, noi am mers pe procesul de judecată exact așa cum a prevăzut de lege cum trebuia să fie. Acum tu ce-ți dorești? Ca ea să-ți achite prejudicii morale? Care e scopul procesului de judecată inițiat deja de tine? Da, sunt niște prejudicii morale, bineînțeles. Adică eu, dorind înțelege, așa poate să iasă în fiecare zi un om și să povestească despre că tu nu faci ca lumea sau altcineva nu faci ca lumea dar există niște chestii care de fapt au consecințe mult mai grave. Și atunci, da. Adică, da. Fiecare trebuie să fie ta. responsabil de ceea ce face. Eu am fost responsabil de ceea ce am făcut eu și uite, a fost procesul de judecat, s-a stabilit. Poftim, acum, mie mi se pare corect fiecare să poartă responsabilitate de ceea ce, de ceea ce face. Hai să discutăm un pic despre ce servicii, de fapt, prestează cei care lucrează în acest domeniu? Știi că cei care uh, sunt business traineri, care fac webinare, sunt asociați sau numiți în rusă infoțigani? Da. Tu cum te simți când cineva spune că voi, cei care sunteți în acest domeniu, sunteți infoțigani? Asta nu e despre mine. Și că vindeți aer uh -huh. și că mai că luați bani pentru apă chioară pe care o livrați? Hai să, să, ți dau prin prizba câtorva exemple, da? Sunt oameni care apelează la psihologi pentru careva ajutor, că au nevoie, nu știu, emoțional, psihologic, de care va ajutor. Putem să-i numim noi oare pe psihologii în foțigani. Exact așa și aici, adică noi am vorbit un pic mai devreme, tu poți șmecherești odată, omul o să vină odată la un webinar de-al tău, dar dacă el nu o să afle nimic cu t el, el nu o să mai vină a doua oară respectiv uh, zecile, sutele de feedback-uri pe care le am eu, deci eu nu mă simt din categoria asta, eu știu valoarea pe care o aduc eu. Și exact așa, hai să vorbim despre concerte, da? Tu te duci la concert pentru ce? Tu primești ceva material? Emoții. Exact, material, nu? Exact. Păi uite, sunt diferiți traineri. Eu nu vreau să generalizez, dar sunt diferiți traineri care motivează să te duci, să te și să faci anumite chestii care inspiră. Și sunt alții care oferă rezultate concrete pentru ca să-ți crești pagina de Instagram sau să-ți dezvolți afacere sau nu știu ce. Deci, dar este moda asta acum, tu ai văzut că s-au luat de cei din uh, Rusia. Deci erau 20 de blogeri care le vreau aceeași informații, care vindeau cursurile astea, făcute de cineva separat, uh, pentru da, o singură dată și toți mergeau după aceeași uh, formulă. Bine, un pic uh, Schimbați cuvintele. Și tu, înțelegi că oamenii ăștia, pur și simplu, fac niște cursuri pentru ca să adune niște bani. Întrebarea e în ce măsură uh, tu faci, personalizezi cursurile tale? Uh, uh, dacă ele sunt fondate, bazate pe studii? Da, bineînțeles. Adică, bineînțeles că noi avem studii, și plus, una să ai teoria și cu totul altceva să ai practica care are niște rezultate și care vorbește de la tine. Adică, cum pot eu? să ies, să învăț oamenii dacă eu nu am rezultatul ăsta pe mine. Și eu de fiecare dată zic că instrumentele care eu vi le dau în acest webinar sunt instrumente testate de mine pe oameni care, care au niște rezultate. Și atunci faptul că omul vine la mine sau se duce la Alexandru Bordea sau se duce la Dorin Galben pentru... Deci fiecare își alege deci cineva mă place pe mine altcineva nu, vă, nu mă place pe mine, îl place pe Alexandru. Ce contează atât timp cât eu pot să te aduc la un rezultat. Și tu ai încredere în mine că, că eu pot să-ți dau ce de ce tu ai nevoie. Dacă să luăm foarte simplu, e după piramida lui Maslow, da? Necesitățile de bază sunt cele de, de bază. Ce mâncăm, unde dormim și așa. Cu cât mai sus ne ducem, sunt cele spirituale. Tu poți să judeci pe cineva că el face yoga? poți să judeci pe cineva mm -hmm. pentru asta? Nu. Tu poți să, nu știu, să spui la un om care e vegan că el e prost și el nu știe? Asta este alegerea lui. Și dacă prin felul în care el mănâncă, el se simte mai sănătos, mai viu, mai bine, perfect. Dacă, exact așa și cu trainingurile și cu webinarele. Deci dacă tu te duci la oricine și tu te faci, să simți mai bine, tu ai primit plus valoare și tu încă și mai vii repetat, după mine asta e rezultatul. Adică e ușor să spui că tu vinzi aer, artiștii la concerte vând aer, vând emoții, e exact așa. Pe cineva îl motivează, am zis, cineva învață și uite, foarte simplu, din ultimul maraton, erau oameni care au zis, băi, eu nu m-am gândit că Instagram-ul ăsta așa e un instrument, uite, eu am povestit și pe mine oameni cunoscuți mă întrebau, dar de ce nu ai povestit că tu faci asta? Eu în genere nu știam și au apelat la serviciile mele. Pe site-ul tău, Olga Țapordei, Scrie că ești cel mai bun expert personal branding. Uh -huh. Tu te-ai autodefinit, sau cum funcționează asta? În dependență de rezultatele pe care le am. Adică, este undeva. Un tabel. Cred că site-ul ăsta e făcut vreo șapte ani în urmă, știi, și cred că eu acum n-aș scrie așa, dacă sincer, <laughs> da. Chiar <laughs> și sunt în schimbare de site acum, pe bune. Și cred că acum n-aș scrie așa. Cel mai... Da, eu cred că eu sunt cea mai bun. de exemplu. Dar asta fiecare poate să spun și de asta zic, acum eu n-aș scrie așa chiar dacă, adică da, cum zic, eu, eu deja nu trebuie amuză, cea mai bună cli da. clinică dentară da, măi lăsați-mă, cine face tot. Asta, asta vreau să spun, deci șapte ani în urmă când am făcut asta aveam altă minte acum cu mintea asta n-aș face așa plus, ceea ce simt acum este că nu trebuie să demonstrez nimănui nimic pentru că rezultatele vorbesc de la sine da? și atunci să spună clienții mei dacă eu sunt cea mai bună sau nu sunt cea mai bună adică n-aș scrie acum așa tu ai lucrat mult timp împreună cu Alexandru Bortea și Alina Andreuza da. Ce s-a întâmplat între voi? Înțeleg că acum nu mai lucrați împreună. Nu, noi nu suntem împreună de vreo, nu știu, de vreo patru ani, din pandemie, cred, încă, după, înainte de pandemie, nu mai țin minte De exact. ce v-ați separat? Fiecare de noi a crescut, fiecare de noi și-a luat drumul său. Ați și rămas pe același segment, voi acum sunteți concurenți? Nu suntem concurenți. De ce? Fiecare are, Alexandru face vânzări și dezvoltarea afacerii, eu fac personal branding și social media, Alina face uh, sisteme de CRM și mai face mai nou acum aceste traininguri motivaționale pentru femei. Fiecare și-a luat filiera sa. Mai comunicați? Da. Sunteți da, prieteni sau ați fost mereu mai mult uh, amici, colegi? Noi întotdeauna am avut o relație. Mai cred că nu de prieteni, dar de amicție, da. Și acum la fel, adică na, nu, ne, nu mergem pe la zile de naștere a copiilor, dar, dar, comunicăm, este loc de bună ziua, eu respect absolut tot ceea ce fac ei și dacă e nevoie să-i susțin, îi susțin și cred că cel mai important, eu le sunt extrem de recunoscătoare acestor oameni pentru experiența pe care am căpătat-o alături de ei. Cât costă serviciile tale? Depinde care. De personal branding, de, de, de consultanță. Uh -huh. Vorbim de consultanță, costă 24.000 de euro anual. Adică 12.000 este contractul pe 6 luni. Uh -huh. și, și minim se... se face de, de, Și minim se face pentru 6 luni. Deci tu îi faci tot planul, unde el trebuie să apară, da. cum să apară, ce să da. vorbească, da? Da, de la shooting-uri până la strategie, până la posteri, linii de stories, absolut tot. Așa, deci consultanță am înțeles. Și alte domenii? Uh, făceam până acum consultanță Horeca, acum am legat-o cu acest <laughs> domeniu pentru că mă dispersează, da, și nu, nu, este bine nici acolo, nici acolo. Zic cum este, adică e de focusare și atunci am ales să fac ceea ce primesc eu plăcere, ceea ce îmi iese foarte bine și, și asta e. Atunci când, nu știu, m Cred că când o să-mi deschid eu restaurantul o să lucrez. Bă, am ajutat, uite, este aproape care... Cu siguranță o să fie odată, da. Cu o săptămână și ceva în urmă a apărut pe internet un video unde este foarte clar că tu, cu porsche tău, ai trecut peste două linii neîntrerupte. Da. Cum ai reacționat când a apărut acest video? Bolnevicios. Adică... Asta nu este corect și nu recomand la nimeni să fie, indiferent de context, chiar dacă am avut un context ce am o scuză. Ce s-a întâmplat? Uh, Alexandra era cu febră mare și pe mine m-au sunat și eu -am, am vrut să mă întorc înapoi pentru că mi-au zis că se simte rău și, și, eu... Când e vorba de copil, probabil emoțiile știți iau pe dinainte, dar asta nu este corect. Și eu, în uh, da, imagini se vede și chiar poți foarte bine să vezi că eu treceam pentru că trebuia să merg la, să fac un cerc foarte mare să mă întorc și eu am, am stopat tot acolo și acolo am vrut, deci am făcut așa un, un manevră și uh, am rugat oamenii să-mi de voie, adică eu am intrat, am rugat, vă rog, dați-mi voie să trec. Și le-am spus mulțumesc, mulțumesc, dar asta nu este corect. Și eu nu sunt un exemplu în sensul ăsta, eu sunt un antiexemplu, și indiferent de context, dar sunt eu sunt șofer. Sunt niște reguli pe care trebuie de, de respectat. Și eu chiar dacă spun că nu claxonați în trafic și nu faceți chestii, eu mai spun și însoțit de alte fraze, da, de genul că poate cineva moare la omul ăsta în mașină, poate cineva. Uite, asta mi s-a întâmplat mie și oamenii care scriu tot ce scriu acolo, iau au dreptate, pentru că indiferent de context, dar eu sunt mamă, eu sunt femeie și emoțiile m-au luat. Și acolo comentarii de genul, blondă, femeie, da. mașină scumpă, da. cineva a cumpărat Că o... uite că i-au cedat șoferiții de Porsche drumul, pentru că real oamenii mi-au cedat, că eu le-am arătat, vă rog, dați-mi voie să mă întorc aici, că mi am trebuia urgent înapoi acasă. E un dezavantaj a unei mașini scumpe. Toți nu, pe nu tine. despre. Da, ea sporește cumva atenția, dar, iarăși, noi dacă mergem după reguli, nu există niciun dezavantaj. Adică... Eu mă bucur că tu recunoști că ai greșit. Eu am greșit. Eu am, eu, eu și... am greșit. Adică, da, eu am greșit. Faptul că se postează pe internet, îți imaginezi, dacă e o persoană pe care nimeni A... nu o cunoaște, dar dacă o cunoaște, atunci o să apară cei care nu obligatoriu te-au la inimă și o să zic, e clar aici. Aici, uite, n-am la nimeni nicio pretenție. Pretențiile sunt doar către mine și at atât timp cât eu sunt publică, eu trebuie să-mi asum aceste chestii eu cu atât mai mult o trebuie să fiu foarte atent la ceea ce fac. În cazul dat, pentru mine nu a mai contat. Deci credem că în momentul acela nu mai conta nimic. Deci era fix copilul cu febră mare, care simțea tremura toată și îi se bătea inima și când am primit noutatea asta, deci sincer nu mă mai interesat nimic. Eram gata să plătesc orice amendă ca să ajung cât mai repede. O să zic oamenii, Olga se justifică aici și a găsit metoda cu copilul. Da, da, asta este un adevăr, asta poate să fie verificat după datele care sunt înregistrate la MedPark, la serviciul urgență. Deci cred că iarăși, cine, dorim, cine o să vrei să întotdeauna o să și o să găsească. Acum pot să spun că mi asum toate consecințele acestei decizii. Eu voiam să discutăm un pic despre relația de cuplu. Tu ești o femeie de afaceri de succes și tu deja de mulți ani ești destul de vizibil în domeniul ăsta și ești destul de activ și mergi la diferite întâlniri, evenimente. Cât de mult îți influențează asta viața personală? Uite, există, oricum există priorități și familia este pe primul plan, da? E, clar că nu trebuie din încălcat în trafic ca să ajunge acasă, dar e, familia este pe primul plan întotdeauna și indiferent de orice succes tu nu ai avea în viață, oricare n-ar fi el, oricât din alt, oricât de așa, familia, de fapt, este cel mai mare succes, cel mai mare realizare, după mine, când tu ai acasă un soț, care te iubește când tu ai acasă, un copil, care te privește ca pe un exemplu. Uh, respectiv, tot ce fac eu și clienții mei știu. Iată, Alexandra în ziua încălcării în trafic era bolnavă, eu am sunat toți clienții și am spus, scuze, eu astăzi nu se pot să-mi onorez obligațiile să vin la întâlnire pentru că copilul meu este bolnav, pentru că eu vreau să-l însoțesc la urgență, să fie cu mine, dar nu cu altcineva și tot așa. Pentru mine, familia este o prioritate. Și atunci când Bogdan mă roagă ceva, indiscutabil eu o să-i dau prioritate. Care sunt componentele în viziunea ta unei relații de cuplu de succes? Înțelegerile pe care și le creează fiecare bă, și le creează. Înțelegerile pe care, da, și le creează, pe care noi le construim împreună cu Bogdan. Atunci când și comunicarea. Deci comunicarea rezolvă absolut orice. Absolut orice. Înțelegi? Adică S-ar putea că eu să nu înțeleg anumite chestii De ce a procedat Bogdan așa sau altfel Și atunci să-mi creez Propriul meu film, propriul meu scenariu Când de fapt el a avut în vedere altceva De ce să pierdem timpul pe astfel de chestii Dar cât de important e ca femeie Să fie independentă financiar de bărbat E foarte important Chiar dacă bărbatul o iubește foarte mult Îi dă toți banii lui Și o roagă să stea acasă cu copiii Dorin, o femeie trebuie să poată să facă bani O femeie trebuie să poată să supraviețuiască Pentru că părere de rău, bărbatul poate să nu fie veșnic. Și tot mai des vedem diferite cazuri. O femeie trebuie să știe cum să facă bani. Când o femeie știe cum să facă bani, ea este liberă. Libertatea asta e cel mai scump ce poate să aibă o femeie. Și ea este sigură pe sine. Deci atunci când tu nu poți să faci, nu știi cum să faci bani, tu întotdeauna o să trăiești cu o frică că nu da, Doamne, ceva se întâmplă, eu n să mă dispar de dânsul pentru că nu știu ce, eu n o să înțelegi ce se Și nu o să poți să-ți părerea. Exact. O să stai cu capul în pământ și o să accepți chiar ce cu ce nu ești de acord. Exact. Eu mereu spun asta, o femeie dependentă financiar de bărbată este o femeie vulnerabilă. Exact. Este o femeie vulnerabilă, este o femeie cu fără încredere în sine, este o femeie cu frici multe. De asta, după mine, cât de puțin, cât de dar o femeie trebuie să poată să câștige bani. Dar știi că la adresa ta erau tot felul de comentarii. Că? Uh. Și a luat un bărbat care are bani și probabil da, i-aș permite să facă tot ce aici face pentru că nu are frică în ziua de mâine. Cât de mult te-a ajutat financiar soțul tău? Nu m-a ajutat financiar și nu mă ajutat financiar soțul meu. Adică, faptul că așa se, da, mi-au zis și, și în față. Eu când l-am întâlnit pe Bogdan, eu eram minus vreo 40.000 de euro pentru că eu am avut o diagnoză unde, nu că am scos toți banii care aveam, dar încă și am împrumutat de la prieteni. Cancer, tu ai avut cancer, tu o la creier. Eu am avut o mare, da, și uh, noi când ne-am întâlnit eu eram exact după, gen la 2-3 săptămâni venisem în Germania. Germania da. Și Bogdan mi-a propus atunci, eu am fost foarte deschisă să-i spun că, uite, eu am aceste datorii și Bogdan mi-a propus atunci, dă, dă să te ajut să îți întoarcem datoriile. Eu fiind fată de la țară, cum așa pur și simplu omul să-ți dea bani? Să eu, eu am să încerc singură să mă descurc și în cazul în care nu o să-mi reușească, eu am să apelez. Adică am să-ți spun. Desigur că eu asta n-am făcut-o, mie mi-a fost foarte greu pentru că noi într-un an, în mai puțin de un an noi am decis să o facem pe Alexandra. Eu nu aveam o bază financiară. Și eu toți banii care făceam, eu făceam bani, eu produceam bani, dar toți banii care făceam, eu întorceam datoriile acelor oameni care dacă mă privesc în momentul ăsta, le sunt extrem de recunoscătoare pentru că m-au ajutat și m-au așteptat mult timp. Mult timp m-au așteptat să întorc banii. Și erau situații în care dacă eu ceream bani de la Bogdan, da, el îmi tătea pe strict necesar. piramida lui Maslow, da, strict necesar, că nu-ți cer mai să duci să cumpere o de pantofi, că asta nu e strict necesar. Dar așa, nu se vină să dea nați nu. mii de euro? Nu, nu, niciodată, niciodată. Deci Bogdan, nu știu chiar și ți-am dat exemplu cu ceanta, el, da, ok, poți să-ți asumi, îți cumperi. Îți, și eu vreau să-ți spun că eu sunt extrem de recunoscătoare că el a procedat anume așa. Pentru că pe mine asta m-a ajutat să devin independent financiar, să pun creierul în mișcare, ce aș putea să fac eu ca să câștig bani, să-mi întorc datoriile, să pot să-mi cumpăr mașină, să... adică și vreau să spun că BMW X4 care s-a dus cadou la Victoria, mi l-a cumpărat Bogdan cu cuvintele scumpa, următoarea ți-o cumperi singură. Motivație? Da. Și asta cumva s-a implantat acolo în cap. Tu cu jumătate de gură vorbești despre problema de sănătate pe care ai avut-o. Da, eu nu prea. Mie nu-mi -mi place. Deci a fost... A fost uh, ți e rușine? Nu, nu mi-e rușine. Uite, eu și doi ani în urmă sau cât a trecut, în 2019. Ai avut o, uh, aceeași problemă, a revenit? Nu, da? altă problemă am avut, dar tot la creier, tot la cap, tot așa. Pentru că mie îmi pare că asta, știi, face oamenii... Deci, în primul rând, eu nu vreau să strânească sentimentul ăsta de jele. Doi, mie îmi pare că oamenii când aud informația asta, încep să gândească Doamne, nu la mine să nu fie, știi? Și e destul de negativă. Oamenii, oricum, oamenii cunosc despre problema asta și eu spun despre asta. Uh, și oamenii vin la mine personal să mă întrebe cum să procedez într-un fel sau altul, știi? De unde zic, la ce clinică să meargă, la ce să apelez. Și eu ajut în rest discut despre asta ca ceva... nu, da, eu nu. Eu, eu atunci asta când s-a întâmplat... pentru alții. Ai depășit și ai continuat să trăiești. Nu ți-ai plâns de milă. Da. A fost complicat. Adică chiar și în 2019, când am avut problema, Bogdan zice, eu merg cu tine la intervenție. Și eu zic, nu, las că nu-i Doamne ferește acolo. Și pe urmă, când a durat șase ore intervenția și era cu mine prietena mea, pe el a sunat-o și a... Zice, de ce durează așa de mult? Și el a venit peste două zile în Germania și zice, cum tu ai putut mie să-mi spui că e așa de simplu, dacă de fapt a fost complicat? Eu nu vreau ca ceilalți să-și facă griji, eu nu vreau ca... Înțelegi? Adică, da, dar tu ai dreptul să fii vulnerabilă. Adică, eu am um, dreptul eu îmi ador femeile și Violeta, prietena mea, e exact așa că nu cumva să arate un moment de slăbiciune. Ea mereu tot reușește și eu văd la un moment dat că ea se sfocă cu anumite chestii și zic eu pot să te ajut, las-mă să te ajut, poți fi vulnerabilă, poți plângi, sau bărbații. Eu urăsc chestia asta cu bărbații nu trebuie să plângă, dar mă apuc poci tot câteodată. Stau și zic că da. am auzit proastă de tot da. și lumea are impresia că eu sunt într-o chipare zenității pe online. Bine, pun chestii pozitive, că nu vreau să îi încarc, cum zici tu, cu emoții negative pe cei de pe online. Dar am câte o zi în care, doamne, mai rău parcă ai impresia că nu poate fi. Și nu societatea consideră că bărbații trebuie să fie bărbat, pumnul în masă, nu plângi. Și noi am impresia că nu ne lăsăm să fim un pic de vulnerabili. Să, să, cineva să ne... Bine, parcă avem nevoie să ne jălească cineva. Nu, eu acum am devenit mai altfel. Știi, eu acum pot să zic pe Instagram că mă doare capul, așteptați, mă dați în ceva. Adică acum eu am devenit un pic altfel, mai zic, mai zic, mai spun despre asta, dar ce ține de, de trecut, adică și prietena mea cea mai bună atunci s-a supărat că nu i-am zis. Adică a zis, cum și asta a afectat enorm relația noastră. Important Dar eu... că acum ești bine. Da, exact. Care este relația ta cu Dumnezeu? Una frumoasă, zic eu. Pe mine Dumnezeu mă iubește. Crezi în Dumnezeu? Da. Ce este Dumnezeu? Dumnezeu sunt eu. E oglindirea, uite, orice, e oglindirea, de fapt, e, e o forță supremă, care fiecare de noi o are aici. Cât timp crezi că rețelele de socializare vor mai fi un business? Un 5 ani, la sigur, da. Ce trebuie să facă o persoană pe rețelele de socializare în prezent pentru ca să obțină succes? Să povestească despre cine este, ce face, de ce trebuie să avem încredere în el, și uh, să inspire, să motiveze și să ofere energie. E foarte important. Oamenii, Noi urmărim oamenii pe Instagram pentru energie și pentru motivația pe care ne-o dau, nu pentru expertiză. Să știi. Olga, banii schimbă oamenii. Cu siguranță. Spre bine sau spre rău? Fiecare, deci sunt și și cazuri. Cineva alege când are bani, poate să-i gestioneze și alege să trăiască experiențe, vacanțe frumoase, să aibă lucruri calitative, să dea copilul la o școală bună, iar altcineva alege să încerce drogurile, să, să încerce niște chestii care la un moment dat nu dau cel mai bun impact. Pe tine cum te-au schimbat banii? Eu zic că spre bine. <laughs> Pe mine m-au schimbat banii, mi-au făcut să înțeleg că, uite, eu pot să ofer copilului meu o școală bună, eu pot să ofer copilului meu o vacanță, pentru că eu ți-am spus eu n-am fost la mare până la 18 ani, eu pot să ofer uh, amintiri, eu pot să creez amintiri, eu pot uh, eu pot să-i dau să, să uh, copilului meu să-i dau un alt context. Tu acum îți permiți tot ce îți dorești? Bine, nu vorbim aici de iaht și Adiana. De ce? <laughs> a, ok. <laughs> uh, uite, eu la fiecare etapă a vieții mele și Bogdan nu se, nu se mi permite să mint, eu sunt atât bine în cort 50 de zile cât și în hotel de 7 stele. Când spun 7, mă refer la super, da. Eu mă simt bine și acolo și acolo. Și pentru mine, de fapt, nu e despre ați permite, îți permiți cu mintea, în primul rând. Dacă îți permiți cu mintea absolut tot ce se întâmplă. Eu sunt un om care mă bucur din lucruri mărunte. Și încă două chestii. Care este cea mai mare frică ta? Uh, uh, uite, mie, până doi ani urmă, cred că -ți spuneam că eu nu am frici. Uh, cea mai mare frică mea, și am simțit frică pe 24 februarie când a început războiul pentru că eram în Kiev cu Bogdan. Atunci era o frică de a de a nu vedea mai mult niciodată pe Alexandra, Cred că noi toți avem frica de război. Dar până eu atunci nu m-am gândit că noi niciodată. Vreodată trăi, așa exact, ce. și eu. Asta Și Olga, întrebare repetată. Tu știi. Și poate ți-a schimbat ceva. Ia. Ce contează cu adevărat în viață? Să fii tu bine cu tine. Să fii tu bine cu ceea ce faci, cu gândurile tale, cu ce, ceea ce... Um, valoarea pe care o aduci în societate. Pentru că, de fapt, Nimic nu contează mai mult. Tu poți spui că copilul, soțul, dar de fapt tu te culci cu tine fiecare seară și te trezești cu tine fiecare dimineață. Și atunci când tu te uiți în oglindă, să-ți placă ce fel de oameni ești tu în acțiuni, în mișcări, în impactul pe care îl aduci în societate. Cred că asta contează cel mai mult.